Vivo. Pupă Alexandra, te pup Darius și că vă pupă toți, pe toți rechinii, pe toți nenorociții-vă că vă și cu aii din Băncăvăș, fula voastră. Măi, Aline, unde-i fost, bă, mâncați aici cu el, dar Gabi Ghiburiște, CM-ul, te pupăm, frate. Viorele, te pupăm. Părul și toți, toți hoții, toți nenorociții, toți proxeneții, toți, toate. Ce faceți, mă, cu scrocilor sentimentali? Pe unde ați mai umblat, Băncăvăș, coadele voastre de centauri? Tupac, Amaru, Shakur. Pupate-aș la bășină, moșul meu. Ete, fus. Am fost pără... am fost la prășit, cum ai mai spus, mâncați și coaiele, înseamnă că ai venit încărcat, trăiască familia ta. Te pupăm, Darius Sica, fără frică, Dadalin Talentin, vă pupăm pe toți. Unde v-ați petrec, mă, și voi zilele astea, mâncava și gura voastră? Că tare supărat am fost. Am luat șahmat cu calul, mâncava și pula voastră, nepoctovit, cu toate greblele pe aici, am doi cai. Respect la toată lumea, la toți membrii mei, toți urmăritorii mei, toți oamenii care mă distribui, care dau like-uri, care mă distribuie în grupuri, care le plac păpușile Muppets, pisoiul Ic. Bună seara, Arsene Eduard, te pupăm, Robert F. Vă pupăm pe toți, frate. Paul, salutare, mă, frate, ce faci mai? Fost, ești măicuța adormită, n-ai mai răspuns de mult? Da, în fața asta de chinez, de-abia m-am trezit sau există o a doua variantă, am mâncat orez și m-am constipat. Da. Ce facem și noi în seara asta, mâncavași coaiele voastre alea mari și pline de păr? Să oară măi PNV-ul la pește. Ia zi măi. Măi, vezi că măi ăsta e un sinonim de... Știi ce zic? De șghiupul barliu. Paul plecat în țară. Eee, ești al sos de pește cu mătru meu. Știi ce zic? Bună seara, sârgă. Bună seara, oameni buni. Bună seara. Alin, băiat fin. Acasă. Mersi frumos. Noi suntem tar, voi boschetar, vrăjeală, dulce, cofetar, mă vezi pe stradă și tresari. Pizdos în beton. Știi că vin din militari. Te pupăm, Fares, mulțumim frumos. Jimbei, bine ai venit în clan. Jean Gay, bine ai venit clanul Ferraro, domnișoară. Haideți, fraților, să vă vedem cu abona. Scoateți biletele, abonamentele. Sâsâzâule, te pupăm, frățiorul meu. Sebastian Irimia, ce mă, mai existi? Nu cred așa. Dani Saico, te pupăm, frate. Aura, te pupăm, Jimbei. Bine ai venit în clan, bine că nu te cheamă Chomping sau ceva de genul, sau Tenching sau de-astea. Avem și chinești, mâncava și pula voastră în clan aici. Boia! Da, bule, moro, chinești, ăștia ne mănâncă. Să... ăștia în afară de avion mănâncă tot ce zboară. Nu-i primiți aici listă că mănâncă membrii ăștia. Cerbaico, te pupăm. Te pupăm. Darius se luat în coarne de tine zilele astea. A zis că trece pe la București, mâncava și gura voastră. N-ați mai trecut. V-a rămas pașaportul mic, v-a rămas buletinul mic. Stai să termin de măcar și intru mai tare. Stai liniștit cu mătru, nu contează la tine, tu ești Șicu, ești fratele nostru.
Aline, Florentina Nicolae, bună seara talent, bună seara lume, bună seara, te invit aici, nu vei regreta. Pune linkul de destinație de mai sus, stai așa că membrii mei n-au pus niciun link. Alo, linkul de tai pe stream să vedem o bucată frumoasă, de la cum o trămeu Alin, acum, cum a intrat acum și îndă așa, zang, 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 ai înțeles? Bă, deraliatule, da, Florin Vasile, mă, Vasile, gata, mâncați și cu aile tale, fixează mesajul, avem fixat mesajul sus, în caz că vreți să mai băgați și Iracul pe la buzunar, așa și nu vă place vrăjeala pe de Abogea, știi ce zic? O, salutare, mareșale, te pupăm, Cristi, cu Y și 1, da, frățiorul nostru, te pupăm să fii sănătos în această mirobolantă seară. Salut, salut, salut! Zidaru Cătălin, Marian Olaru, Marian Olaru. Da, Mariane, te pupăm. Tu ești ăsta sau? Nu văd poza de profil. Da, tu ești, că ești cu Stănică în poză. Haide, ce față de nu mare ai! Te pup, Cristi, vă pupăm pe toți, fraților. Hai să băgăm o melodie să ne revigoreze așa mâncava și pula voastră pentru chatul ăsta mai bătrân. E, nu, a, te, și zice, hai mă să vă bag pe asta pentru chatul ăsta mai bătrân, știi ce zic pentru ăștia? Dacă vă place, vreau inimioare să vă trăiască familia voastră. Să ascultăm și noi așa în liniște. Dacă îți fără să pierzi ne diminețile deranjeze dansând, nimeni. așa e clar că nu ești E întruchiparea clar că nu productivității, mai am dar ai putea ăla fi. premium. Folosește. Te pupăm, Dobricare! E noapte și e târziu. Pentru brigada veche când s-a furat la sacoșă se dădea la rest. Am și cu tine când era bărbatul bărbat, băi, când te luai de cămașă așa, tu te înjurai pe unul. Asta, te tăiai cu mai și. Să te strâng la pieptul meu. Generația aia, când era cerul plin de stele, mă, miștelele, și asta au putut de noi. Jim Bay, te pupăm! Și să te sătru mereu. O, te pupăm, neagule! Love you! E noapte și e târziu. Ați un pic oameni buni în cava și pula voastră că s-a primit de la Petre Moga 100 de sărăcii de astea, nu știu ce sunt. Te pupăm, Petre Moga, după ce că plouă cu sărăcie pe aici, mai mai da și tu. Te pup să trăiești, să fii sănătos, 100 de secuiezi de ăștia. Și cu tine să fiu. Aline fără Alexandra, e în grădină la mine. Să te strâng cu Claudia. Pieptul meu. Te pup, Petre Moga. Dar știi că... O, și să te sătru mereu. Cine-o fi de mine, cine-o fi greșit, dintre noi doi oare te ne-am despărțit. Nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în viață nu te poți lua. Cine-o fi de mine, cine-o fi greșit, dintre noi doi oare venea altceva, despărțit. Și cu aerea, nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în lume nu te poți lua. Bă, mâncava și pula voastră, mai țineți de că ți erați îndrăgostiți, mâncava și coaiele voastre. Ce vremuri frumoase și melodiile erau altfel, mă, dacă știți, știți? Când au melodiile altfel, să cânta despre iubire, despre omenie, despre tandrețe, despre... Acum, mă, The Goat Radu! Deși cam The Goat Radu. The Goat Radu. Să și te pupăm, Cristi,
Și invers, la fel, și sufletul tău e prea mare pentru ce există în ziua de astăzi. Un om cu fizic de leu și inimă de, nu neapărat de pisic, de pisic așa blând, știi ce zic? Un om ca lumea. Da, explică-i asta și lui Radu, dacă vrei. Știi? Și-a dat un membru la 10 lei acum, Radu. În speranța în care eu nu o să zic că... Spune tu, Radule, ce-ai făcut așa mai bine singurel, scrie tu în chat așa ce-ai făcut, ca să nu dezvolt eu mai multe decât de băiat ești tu. Știi ce zic? Și cam atât, crezi că un membru de 10 lei te scapă de bulangerea la care o ai tu în tine. Ești un bulangiu. Radu the Goat. Păcat de tine că ești tu om cum trebuie, dar te strică grav rău de tot. Ștefania Georgiana Negoiță, te pupăm, să rămână, mulțumim frumos. Te pupăm, mulțumim frumos, Ștefania. S-a primit 20 de parale. Dacă știe cine... S-a primit un pol. Un pol s-a primit la cumătru nostru, la Cristi. Ia uzi. Te pupăm, Ștefania, să trăiască copiii și bărbatul. Să trăiască bărbatul, Ștefania, te pupăm acolo, Londonezo. Să rămână acum, mătru Darius! Ce dracu am făcut, mă, că am dat de pușcărie melodia asta. Doi lei un pol. Bravo! Auzi, bătrâna! Eu mă adu sabia! Aolo, aduc sabia, Monica. Poate nici a ta, dar cu soarta în lume nu te poți lua. Cine-o fi de vină, cine-o fi greșit. Gata, am încavaj pe la voastră, că nu știe nimeni. A început Dobrican, a început Raus cu ale lui, fake-urile, cu toți sănătoți la camă, ce să mai zicem, fake-urile, ce să-i facem, fake-urile. Da, Dobrican și ale lui. Dobrican și cu nebunia lui. Trei melodii știe de când a început asta să moară familia mea, dacă nu pastea mi le pune. M-a zăpăcit de cap. Pentru de la Dobrican, pentru... Cum? Da, haideți fraților și voi. N-au, dragule. Ah, credeam că o să te aud, domnul Radu. Fecurile astea mă invidiază, Adidas și mei Gucci nu se demodează. Ratatatatata, am intrat în scenă, reprezint băieții care o ard în influencer. Fecurile astea mă invidiază, Adidas și mei Gucci nu se demodează. Ratatatatata, am intrat în scenă, reprezint băieții care o ard în influencer. Probabil au încercat să doneze mai mulți în același timp Ștefania de-aia pe stream. Cine știe? Se poartă fata în stil Kim Kardashian. Suntem ca în GTA, am Ferrari pe volan. Stil american, soră cu Coco Chanel. Și lumea ne știe ca garda de fier. Ea e Kim Kardashian.
și Ian, eu mi-o ar bizerian. Tu ai uitat de unde ai plecat, eu am trăit. Mamă, Cristi, să moară familia mea. Zici că bei rom la melodia asta. Să moară familia mea, Cristi Schivos, după ce că suntem vechi, să moară familia mea, mai și nu, deci nu, gata, mai demoralizat total, lasă-mă, dracu de îndrăgostiți, ani de liceu te vezi, Doamne, deci să nu te mai, melodia lui Dubricanu, ca v-aș plasă, nu e. Eu am trăit printre golan, ea e Kit Kardashian, eu mi-o arbil zeria, nu mai uitat unde plecat, eu am trăit printre golan, fake-urile astea mă invidiază, Adidas și mei Gucci nu se. Stați-mă un pic, omul nu e îndrăgostit. Ai cu vă povese până mâine. N-am înțeles ce-ai scris acolo. Bă, fraților, nu e vorba că e îndrăgostit. Ăsta e de la cu sentimente, de multă, nu se uită, mâncați-ai și pula ta, știi ce zic? Baba aia a aruncat în inima oceanul și mi a wherever you are, Jack, ah! Ai înțeles? Așa suntem noi generația asta. Iubim decât o singură dată. După aia, pula mea, futem doar. Hai de Dobricane! Am intrat în scenă, reprezint băieții care o ard în influență. Fecurile astea mă invidiază, Adidas și mei Gucci nu se demodează. Ratatatatata, am intrat în scenă. Gata, nu mai vreau să ascult muzica nici al Dobrican, că m-a dat de pușcărie mâncavași gura voastră. Ce facem mâncavași cu aile voastre? Alegem? Seara asta votăm. Inimea Andreea Buricioiu, te pupăm, ai făcut la 3 de F, mâncați și pula ta! Stefania Georgiana și alea, le-ai pus melodii 95, gata, s-a dus socialul. I love you, sora mea, te pup și mulțumesc frumos să trăiască familia mereu. În umbră acolo, pac, mai câteva lire, mai câteva, știi ce zic, mai la mișto așa, unde n-ar fi toată lumea să arunce mai câte. Membrii, mai luăm și noi membrii, alo, cât suntem? Alo, Jericho, tu ai rămas setat pe Discord când ți-o dau o palmă de nu, ți-arunc capul în stradă, ți-arunc capul în partea asta la altă, la victimă colaterală. Andreea Buricioiu, te pupăm, binevenit în clanul nostru ăsta de centaur, de dinozaur, de numai, știi ce zic, fără membri. 325 de inși suntem? Cum mă? De cât 325 de inși suntem? Nu vine să cred așa ceva. Avea 325 de inși? Nu se poate așa ceva. Așa, membru. Trăiască bărbații tăi, Mădăline. Lasă, trăiască. Doi fi scăpat. 333. Ce dracu se întâmplă? Nu. Erau mulți. 331. Trebuie să dăm drumul la pulangerea asta. Asta ne place nou. Uite asta ne place. Salut Ferrari. Salut frate. Ce voce de samsar de la de târg ai. Dar nu te aud că ți-ai stilul tău. M-auzi acum, mă? M-auzi, mă? Bă, dar de ce nu te aud, mă, mâncați stilul tău? M-auzi, mă, acum? Ferrari. Catrine, au drumul, Ferrari. M-auzi, mă, acum? Bă! Băgam pe Ferrari, la urechea ta și în vocea ta de samsar de târg. Cum s-a blocat băgam? M-auzi, mă? Ferrarule! Salut, m-auzi? Să trăiești, da! Ăla nu m-auzea mai devreme. Ce faci? Ia uite!
Uite, mă, la prietenașul tău. La cu ciorăpei. Care ciorăpei? Care ciorăpei? Îl știi că e comentat într-un live, bro. Probabil. Ce zici, mă? Ce să zic, frate? Nimic. Câți ani ai? Așa după tine, de cât par? Ai mustața de lapte. Se vede, nu? Da. Aștept să cadă, să crească aia originală. Lasă fi sănătos. Vă și tu la fel, frate, sport. Pa, pa. Cu motorul nostru mâncava și pula voastră. Haideți cu toții la... Mergi, mă, la Antold! Hai să-mi mă, mergi la Antold! Nu mă duc la Antold. De ce? Mă, dar ce înseamnă cercelul acolo de... De da. Futul aici? Ce înseamnă aia? Ești marcat că ești cu taxă inversă, ce înseamnă? Asta ai cu minte că nu s-a așa. Păi ce înseamnă aia acolo? Păi, stai, stai neștit. Dar dacă te bați cu unul și te tragi așa de cercel ca pe... Nu? Ce? Da. Ce? Îmi rupe urechea, stai. Păi de ce-l porți? Vezi, nu trebuie să-l porți. Câți ani ai, de unde ești? 19 ani, în Germania. Ești din Germania? Eu sunt în Germania. Am sunt înțeles. Din România. Ce faci în Germania acolo? Lucrez. Ce lucrezi? Interioare, construcții. Bravo, frate. Te pup. Bravo. Belei carasul dacă ziceai că ești un pește de ăsta sau vreun. Te pup. Ce faci, mă? Să trăiți, domnul Ferrar. Tot respect. Ia uite-l mâncaia și coaia lui câta mai mână are. Ce faci, mă? Bravo, băi, ești numărul 1. Asta, asta, mă, brațe să fie. Picioarele cum le-ai, ia. Ești bune. Ia să te vedem, mă, și la picioare. Nu mă vezi. Ești pe YouTube? Da? Nu, nu, nu. Nu, nu. Nu. Ce faci, mă? Uite ce să fac, stau. Bă, că ți-ai pregătit camera, gata, te dai cu ulei și intri cu ăla în acțiune. E fată. E fată? Ia să pun ce genunchi are. Un pic de-am părțeles. Pe are genunchiul mai mare ca al tău, să mă zici că e Hagi, să moară tata, uite genunchii, ce are. Ce faci, nu te-ai pregătit? Ce faci cu mușchia, ce vrei să faci? Te bați în ring, ceva, faci ceva? Da, MMA. Ce faci? MMA. Mamă, cum mă, ce faci? MMA. A, MMA, am înțeles. Te-ai bătut până cușcă, până astea, ești de la răufăcător? Da. A? Am 25 de meciuri, acum în noiembrie. Să trăiască copiii tăi, mai afară, ca și mai taie din meciurile alea, ai nebunit. 25 de meciuri, ai nebunit la cap. Singurul tău palmares e când ai, când ai zis lui Măta, păton, nu mă duc la pâine. Ai nebunit la cap, ce palmares ai tu? Băi, ce e, băi, nebunit? Boris, te pupăm, frate. Da. Tabla mulțirii o știi sau crezi că e vreo? Nu știu, nu le-am pus. Te pup. Așa mai îmi place și mie, mă, Aline, bă. Așa mai îmi place și mie, mă, Aline, mâncați-i și pula ta. Să spun și eu o melodie, mă, Aline, mă, mâncați-i și coaiele tale. Pentru cum mătru meu, pentru Alin, mâncaia și coaiele lui. Ia să-i punem și noi melodia asta lui Alin. De data asta ne luăm revanșa. De data asta, uite, e momentele de distracție în familie. Laurică, bine venit în clanul Ferraru, frățiorul meu. Bine venit în clanul Ferraru. Ia auzi, Aline. Aline! Laurica! Ia uzi, Aline! De mă privesc în oglindă, nu mai știu nici cine sunt. Oare cine este omul obosit cu păr cărul? Oare unde s-a nivieții? Oare unde i-am lăsat? Unde-i floarea tinereții? Ce-am cules la scuturat? Anii, anii, unde se duc anii? De ce oare banii ne fură toți anii? Anii, anii, unde se duc anii? Of, de ce oare banii ne fură toți anii?
gata, oameni, că n-are rost să mai întristez. Pentru Alin, pentru fratele nostru, îl pupăm să fie sănătos. Mulțumim frumos pentru felicitarea asta, Aline. Gaboant, așa, 50 de dulăi de ăștia. Ion Gheorghe Vătmănelu, te pupăm, frate, mulțumim pentru 2 euro ăștia obraznici care ne-ai dat aici, mâncați și cu el. Ce faci? Bine, ce faci? Uite pe aici, navighez pe internet. Bun. Dar te știu de undeva pe tine, parcă. A, am fost la Puterea Dragostei. Da? Da. Parcă, de acolo știu. Da. Cu Ela, cu prostul ăla de toți tâmpiții din casă de acolo. Concurentul ăla mai obraznic. Tu ce faci? Hey, am stat și sub Omega. Am cumpărat o cameră azi. Sunt în Germania acum. Foarte bine. Te pupăm, Ieleno, mâncați așa, cam, n-ai prea mai venit pe aici, mâncați, Ieleno, ai cam lipsit, că de când nu ne-am văzut, multă vreme au trecut. Mâncați școaiele tale, Erben, nu zic nimica, nu o zic nici de bine, nici de rău, știi ce zic, dar așa fraier ca să mai arunce cu capital și alții să zică că fraier mai greu, știi ce zic, așa că ciocul mic și gura închisă. Darius zic că ce faci, mă? Așa să rămâi, hai, stai așa, stai așa, așa, stai așa. Hai! Băgan, bă, deschide gura să-mi va pula în gura ta, băgan, mi-aș pula în Hristos. Așa, băgan, mi-aș pula în mopul cap de pulagiu. Boca, te pupă, băi! Ha! 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 Ia stai să-i băgăm una lui Iron Man. Ia uzi, băi, nu, asta e. Asta e. Rucsacul școală de TikTok. Ia uzi, mâncați școaile tale, motul nostru Iron. So cool. Airman. Află cine ești și ce te împlinește. Alt avantaj, deschide perspective nelimitate. Și bineînțeles pentru cum pentru Poti. Câteva vorbe pe s***. Poți putea? Poți putea? Viața frumoasă ta. Poți putea? Poți putea? Nu. La ora asta îmi permit orice. Și mă dau mare, fiindcă am cu ce, fiindcă am cu ce. La ora asta îmi permit orice, îmi permit orice. Nu mai e nimic pe card, că de-aia l-a luat ăla la Boca, te pupăm, frate, mulțumim frumos, Jim Bay, vă pupăm pe toți, fraților. Nu e melodia, iar am dat tine, mă. La la la, ia, cine este? Tu mai dă țărâmbezi de ăștia, dau. O fată ca lumea nu dăm și noi, să avem și noi un dialog romantic cu ea, să vedem și noi despre ce e vorba în acest... Scuze că te-am salutat, seara bună, bă, tot respectul. Acum 10 minute m-am uitat la... A, băgăm o locomotivă, mâncava și pula voastră, că așa vrea om. Locomotivă. Hai să-i băgăm locomotiva lui cumotrul nostru. Z! Pentru Airman! Lovele, 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 fraierii.
Uite-ți acolo sus. Are-și Constantin Alos. Când fac eu pachete, 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 voi dormiți în ghete. Da, da, da. Când eram eu boss de boss, voi erați acolo jos. Când purtam eu Armani și aruncam cu banii. Și atunci, dar și acum, la mânghia vă pun. Și voi știți că-s cel mai bun. Hai, du-mă la dubale, am toate gradele. Genera cu patru stele, matrița de novele. Stai, stai, riba, dacă vă scot arhiba, faceți ca locomotiva. Hai, 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 eschiva. Hai, du-mă la dubale, am toate gradele. Genera cu patru stele, matrița de novele. Stai, stai, riba, dacă vă scot arhiba, faceți ca locomotiva. Pentru cuvătrul nostru, pentru Erben, îl pupăm și pe Alin. Opa, aveți grijă că e groasă când zice Alin BRB, feri. Aveți grijă! Șador, ce faci, mă? Ce faci, mă? Cum ai vezi, bă, doamne? Dar toți, mă, sunteți același tipar, Șador, toți bărbați, așa sunteți? Păi eu știu ce-o fac cu mama, tata, până la viața lor. Un fi dracu, nu le-am. Mă, vere, mă, voi vă toți faceți așa la fel, te vă faceți ca să fie. Puteai să te tuzi altfel, să te faci și tu Jason Statham. Să te faci altceva, te-ai făcut Șador Marchiz. Valorița aia, știi, Marchiz. Șador Marchiz. Păi da. Dacă știi tu, sora mea, mă, bus. Cum? Dacă știi tu, sora mea, și dacă eram eu vedetă, ce-i cea lumea? Păi Șador seamănă cu mine, a? Ești vedetău. Ești. Cu toții suntem vedete. Cum? Cu toții suntem vedete. Nu, zic așa, dacă ce eram face eu o vedetă și nu faci tu? Cum? Ce face o vedetă și nu faci tu? Să fute-n cur, nu o să știu. Ai văzut? Băi, te pup, ai grijă de tine, spor. Ceau. Dobricane. Mamă, 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 futu-ți, bă, gamea, și-a schimbat Dobrican. Paniculopata. Nu mă lasă membrii, fraților, să facem content. Nu mă lasă, n-am ce să le fac. Alături de Milka bani poți câștiga un espresor de membrii cafea pentru dimineți Dante. Info pe promo.milka.ro. Membrii noștri Tuborg dă tonul. Îmi place și mie. Din partea mea, cu Ișor de la Mediaș, împreună cu formația mea, dedicăm această melodie pentru cuvântul meu Manu de la Cisnădie. Să fie! Am auzit întâmplător că unii și-ar dori să mor, să vină el în locul mereu, dar fiți cumiți că este greu. Mulțumim frumos, Andreea G. Noaptea voi visați comod, dar când vă treziți în zon, n-aveți niciun atoleu, dar vrei să fiți în locul meu. Andreea, păi ce falsită să avem? A, avem falsită, ăștia suntem. Te pupăm, Aldică, cu mătru meu, Aldică, mâncaie și coaiele lui de șef. Salut!
Saluti. Pe ce țară stai? Pe toate țările stau în cață și plouă. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și eu. Te iubesc. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Sampai. Sampai. Ah, ce faci? Ce faci? Sampai. Ce faci? Where are you from? South Korea? No, I'm from Indonesia, brother. Ah, you're speaking English. Yeah, of course. How you spell in your language? Tată. Father. Tete. Father in my language. Yes. Father is Baba. No. It's Baba. True, bro. It's true, Baba. Baba, Baba mama. Baba, it's Arabic. It's Asia. Ah, oh yeah. Because my friends are Arabic. Are you a streamer? Yeah, I'm live streaming right now in YouTube channel. Are you recording me? I'm live streaming. Live streaming. Oh, okay. What you is your check name? What? My YouTube channel. Are you a YouTuber? No. Ah, YouTuber. Don't record me, please. I'm not recording you. Yeah. I just wonder in your country, how you make the difference? You look all the same for me. You look like... My face? Yes, Cheng. Chiki Cheng, Cheng. You look all the same for me. The face like similar? Yes, yes. If you do a crime and the police is after you, you look all the same. different. How old are you? Guess. 27? 24. Another curiosity from me and my country and my members. Are you eating dogs? I'm Muslim. You are not eating dogs? No, I'm not eating dogs. Why you ask about that? Because in my country, it's the people, the word. The word what? Let me, because my English is very bad. I'm not. No problem. I have to reproduce from Romanian English. You know, it's very hard for me because I don't have school. I learned English just from TV and from the airport, from the central bus. You know, just from there I learn English. But I can understand whatever you said. Like, you can speak slowly in English. I can understand. No problem. Aha. Okay. In my country, all the Romanians thinks the Chinese eating dogs. But I'm Indonesia, I told you, right? Indonesia. Indonesia is very far away from China? Not really. Seems like in Asian, but different country. And different culture. Different culture, of course. You are with Buddha. Buddha, yeah. I have like almost, not almost, like half of Indonesia is Buddhist, Buddha. Okay. Like, you know, we have six religion in here. Yeah. We have just one, Orthodox Christian. Orthodox Christian? Yes. What Jesus Christ. Jesus Christ and God. Yeah, okay. We it's believe coming. in the Biblia. The Bible. In my country, your God means the toilet. Buddha means toilet. Oh. Really? Hmm. You go at okay. Buddha. Yeah, it's okay. But I'm Muslim. I'm Muslim. Okay, my friend. Take care of you. Have a great stream. And okay. Success for money. Thank you very much, brother. Bye. You too. Ia-l dracu de... A, frumos ești, mâncață, școaile tale, ai două preinfarcturi la gură făcut. Ferarule, ce faci? Ce faci, mă? Ai două preinfarturi la gură făcut. Băi, sunt bapula, de când te căutăm nici n-am mai găsit locul în care m-ai pupat în curs. Da, bă, dar ce-a făcut? A sub băta pula și ai răgășit tu?
Nu m-am mulțumit. Du-te, dracu de sârb nepieptănat. Du-te, dracu de sârb în plasă de Buzău ce ești. Băgă-mi ești pula în tine de bulagiu sudat. Doamne, sub mă s-a pula și-a răgușit el. Uitați-vă și voi la nebunul ăsta să moră fata. Du-te, dracu de nebunul, dracu. Doamne, ce faci, mă, Mortimer Curtis? Băgă-mi ești pula în tine. Mai urâtă. Bună, fetelor, ce faceți? Da. HMD-ule, te pup, bă, frate. Bună, domniță, ce faci? Bună, bine, îi fac. La vin și-a rămâi pe părul. A, bine. Hai, să ai spor. Mor, ce râs ai. Păi ce râs vrei să am? N-ai văzut ce șobolan rău făcător am dat de-l? Uite că a avut. Toți nebunii, toți distrușii. Ne pupăm, băi, Aline! Să trăiască cu mătru nostru, Alin, în caie și cu aia. O, Alexandru Cordea, te pupăm, frățiorul nostru! Te pupăm! Aici, ochii din umbră! Aline, ia-uzi, Alin! Manu de la Cisnătie! Te pup, Alexandru! Pe ce meule te pupăi? Fraților, că te pup, vă pup pe toți, fraților. Ce să mai zic? Băiatul nu venea să cred ce m-a înjurat șobolanul la răufăcător. Bă, dar s-aude ceva, dar nu știu ce. Maestre, aștept să-ți vină masă, să am motiv să deschid frigiderul. Am mâncat de mult, sora mea. Pare rău. Salut. 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 Ce faci, frate? Ce faci, frate? Da, stăm aici, ne plictisim. Păi de ce v-ați plictisim? Da, stăm pe carantină, toniță, în aștept degeaba. Pe unde sunteți, în Germania? Da, da, da. Știți cum e. Faină viață, da. Cumpărați-vă un televizor de la HD. Nu avem ce faci cu ăla, că telefonul nici nu mai ocupa ca televizorul. Atunci uite-te la un film de ăla cum trebuie, până trece carantină. Ficeți. Uite-te la... Dacă vrei să te uiți la un film, uite-te la Pe aripile vântului, că se termină când mori. Să mori. Să fii sănătos. Ferraru din fere. Ce faci, Ferrare? Bine, Faun, tu ce faci? Bine, ce faci? Uite, îți studiam urechile. Hai, bine, atunci te las să-ți trăiască, Faun. Ce faci? Stai un leac, că să fac și un poză cu tine. Haide, hai! Hai, te pup să-ți trăiască, băiatul. Și ție, familia. Are băiatul bari, le dă și la dușmani. Bună, ce faci? Ai niște ochi super mișto.
Mersi. La zâmbetul ăla de dorit. Ce faci? Ce zici? Bine, tu? De unde ești? De unde ești? Din Moldova. Arăți așa ca o ceapă de gerată, te frig? Puțin. A, se vede pe tine, tremuri așa ca un șoricel de la ansiloz. Câți ani ai? 18. Mulți înainte. Încearcă să nu mai zâmbești, că mi-aduc aminte de păpușa ceachi. Îmi mor eu dacă te iei. Ai zâmbete, deci zici că blestem când ai gură de vrăjitoare să mor eu. Ia o să-l băi pe habuha asta să mă asupra. Salutare, frate. Ferraru, ia uite-l, mă, salut, boss. Ce faci, bă, purcelușule de lapte? Mai mă știi, mă, ăla cu urechile clăpuge. Vai de mine, câta borsetele ai de poate, hai, pa. Da, mă, băiatule, mă, n-ai ce să faci. Câți inci suntem și noi pe la aia, bă, să iau-l și pe ăsta, mâncați și pe la ta, zici că e Elis Armeanca. Hai, mă, Elise. Mai ești acolo. Așa, habe! Dă-te pula mea de căbilă care mănânci dropsuri, bă, gabe, ești pula în fața ta, de căbilă, dracu. Mai ești, hai, zebe. Hai, elelele, ha, bă, gabe, ești pula mamaită, să o fut în cur pe babaită, să fac elicopterul așa frumos, cu ea. Vorbea frumos, ei, cum vorbești cu oamenii? Ei? Ei, nu? Vorbea frumos. Vorbea frumos, ei. Ești futuț, ei, în gură să-ți fută. Pilostria, dracu, care ești bună, te pup, puiule, ce faci, nu mă schimba. Ai acte de Bulgaria, băga mea și pula rața ta de prostituată de lux. Ia să o căutăm pe asta, mă, să-i dăm bloc pe... Uite și pe ăștia doi, mă. Pe ca o boie ești. Ca o boie ești. Hei! Salut, salut, domn. Stai, nu da skip. E a treia oară când te găsesc. Așa, mă, zi, din prima. Ce faci? Tu bine, eu nu știu ce fac. Vreau să te... Să spun că ești cel mai... Cum să zic? Nu-mi găsesc cuvintele acum, dar ești... ești un om cu care se poate vorbi, cu care se poate discuta. Ești cel mai creier de om după Omegul ăsta. Gata, m-a cumpărat ăsta. Bine, șefule, te pupăm. Hai, grijă. Salut, numai bine. Uf! Ce faci, bă, găbe, ești pula morțită-i de conte, vampiri, că ești dezgropa pentru anchetă. Ești pula morțită-i ăștia noi de COVID, la nu mai murea de COVID. Are zile. Ia uite-l, mă, și pe ăsta, pe becul mortal, este becul mortal. Te pup, nașule. Te pup, finule. Ce faci, nașule? Ce să fac, mă, finule, uite bine, tu ce fac? Băi, finule. Ei, nașule! Dar știi, mâncați aici plata, că o singură dată vede nașul pis la Miresi. Unde-i Mireasa? Nu contează, să o aduc acum, stai așa că e la baie și se spală. Adob, să n-aibe struț, să aibă și ea păsărică, să n-aibe struț, mâncați aici plata. Nu, păsărică are. Ce fa, mă, finule? Ce să fac? Uite pe aici, prin Franța. Prin Franța? Da. Să fii sănătos. Ce faci pe acolo? Ești la hotel? La cum e de smochine. Da, smochine? Da. Ți-a ajutat Dumnezeu. D-alea împânzite sau d-alea? Înfite. E, altceva. Te-ai duci tu la muncă în Germania să-ți pui tu gardul pe partea stângă. Da. Mamă, mâncați-și. Ce vrei? Ești bătrân? Te pup nașa. Te pup nașa, mâncați-și curul tău. Ești că ești... E ce trebuie nașa. O pupăm să rămână. Și ce zici că faci, mâncați? Nu mai stai în profil cu atingi pe nașa cât alanset ai. Uite și pe Timi. Vino mă în coastă, vadă. Să-ți trăiască, băieți. Ei, nașule, să trăiești. Te pup, finuțul meu, te pup. Să ce fai, nașul? Ce să fac, bă, finuțule? Uite pe aici, bă, vorbesc cu finul ăsta mare al nostru. Tu ce faci? E bine, e bine. Pupăm. Vă pup. Mai că ești cu familia, te las. Te las. Vă ascult pe gază. Ceau, ceau. Mă mâncava și pula voastră, cât e cu mătră-mi în floare, nici în caras nu mă doare. Cât e alin în floare, ia auzi. Auzi, mă. De la Nedelia. Pentru bocalul. Red Velvet de la Nedelia.
scap pe ăștia. Te pupă, Malinu! Becherie! Să arde o pănașă, iau! Hai să văd niște membri și niște donații pe melodia asta! Te pupăm, Georgiana Badea! Haideți, fraților, să o pupăm și pe Daniela Georgiana Badea, fata de la Insula Iubirii, fata care bea cafea cu Halba. Te pupăm, Danielo! Danielo, te pupăm, sora! Așa Claudia pe ele băga mea și cu la gura lor. Făcută de cumotrul nostru, de Alin Suleiman Mâncava și pula voastră. Mă, da bule, regele din Londra, Jim Bay, luați-vă cu... Am creat un șampon potrivit nevoilor tale. Asta înseamnă, mă, când te deranjează în recomandat de medicii dermatologi. Head & Shoulders, ales cu încredere de milioane de... Stai un pic, Dobricane, că asta e a lui. De la mine uraganul special! Și din partea lui fratele meu, Costel Fișu! Pentru fratele nostru! Pentru Jean Brăileanu! Omul care reprezintă noua generație în România! Fraților, pentru Alin, care e la butoane, știți voi ce zic, e greu înțelesul ăsta. Pentru Alin, care e la butoane, știți ce zic. Boierul ăsta nu cumpără, nici nu vinde. La mintea lui pe toți vă face din cuvinte. Și-și poartă eticheta, nu te nas, nu te în valoare. Mintea lui vă face pe toți din cuvinte. Vrei
te dau de gol, Aline, că m-ai trimis și separat când nu e tai pe stream așa, să-mi doresc decât când e tai pe stream așa, când nu e live, că asta e puțin, ești modest aici, mă, Aline. Fraților, Alin, când mă uit câteodată am o anumită sumă de bani, pot să donez pe tai pe stream și fără să fii pe live. Mâncați și cu aia de boca. Ești aleu cu boca. Te pupăm, bă, fratele Boca, te pupăm, mulțumim frumos. Da, mă, frate, cu mătrul ăsta, Alin, cum mai mătrez, pac. Aici e așa, știți ce zic, 2 kg. Și își poartă eticheta, nu dă nas, nu dă valoare. Că are, are, are puterea prea mare, 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 mare. Sunt numărul 1, 2 și 3 și 4. Eu sunt forța, eu sunt capul. Cu mine nu ține teatru, vă fac unul după altul. Sunt numărul 1, 2 și 3 și 4. Eu sunt forța, eu sunt capul. Cu mine mă știți că nu ține teatru. Strofa 2, Aline. Iască, nu vă fac, nu mă mai periască, nu vă fac excepții. Am să vă fac favorul doar prin intervenții. Cât vezi, trăiesc, zile, că nu să dați deloc înainte. Că voi pe harta mea sunteți doar niște puncte. Că nu vă fac excepții. Am să vă fac favorul doar prin intervenții. Să trăiască cu mătrul nostru, Alin, îl pupăm să fie sănătos. Cu mătrul nostru, Alin. Ce faci? Băi! Să străiască familia ta, zici că faci reclamă la tomate, la roșii, să moară, moară. Am pană pe stângă, lasă. Hai, dă-te, ce faci, mă, de unde ești, mă? Ești din Gorj, de asta un ital. Ce ești? Cocoș de Gorj? Da. Am înțeles. Bă, ce, da. Ce ți-a răspuns? Bă, ia zi. Dacă ești în Italia, că ea sunt cu cele mai mari scofeturi și bășini într-un... Cum îți dai seama că ești țăran când intri într-un hotel în Italia? Cum îți dai seama că ești țăran când ești în Italia? Intri într-un hotel în Italia. Așa. Nu vrei să te cazezi. Cum îți dai seama că ești țăran? Nu știu. Când vine bucătarul să te întâmpine. Băi, când l-ai întrebat pe Radu de Goat prima oară, de unde e, ce ți-a răspuns? Radu? Radu? Da. Asta e din Târgu Jiu. Zic că de unde e el, până la Târgu Jiu mai mănâncă o mămăligă jumate. E de la mine de acolo, nebunul, e de la Mătăsari, eu sunt de la Mătăsari, el e de la Dragotești. Hai, de la țară, el nu e de la țară, el a văzut Târgu Jiu de două ori pe lună. M-am întâlnit mai devreme cu el, oricum mă sună, mă jură după aia. Ia sună, bă, sună, sunt mortă, sună-l acum pe... Sună, că e live. Hai, gata, hai. Știu, mă, că ești al meu, hai, vă pup, pa, ceau. Al dracu, mai zicea că e și vezi, Dumnezeu, Radule. Ia vezi un cavaș, pula voastră. Singurul pește cu ghiul rămas în viață. Iov, cine ești, mă? Isaac, cine ești, mă, mâncațești?
Băi, nu trăiască familia ta, ce mâncare de mâncat și pula ta? Nu știu, e cel mai urât de la familie. Trăiască familia ta, nu suntem vorurile pe ăsta. Ce formă vorurile, trăiască gagicile tale cu mine atunci? Să-ți trăiască vorurile mele și toți bărbații tăi să trăiască vorurile. E cel mai tare când moară mama Ferrari, când ai fi number one. Te pup să trăiască Vă pup să vă trăiască familia. Să moară. Bă, să nu-l bași pe ăsta, pune vorule, că apoi să moară, să nu-l faci pe-l cunoscut. Stai, mă, liniști. Cunoscut. Hai, las. Vărule, vă pup că suntem aici, sunteți țigani de comunității acestea și nu trebuie să vă mai iau, că vă vreau. Eu trebuie să iau lumea în bâză, nu-i dă voi aici. Duceți-vă, faceți infracțiuni, faceți rele. Unde sunt bărbații de altă? Stați pe Omegle, hai. Tăiați-o de aici. Hai, hai, Ferrari, hai, te pup. Vă pup să vă trăiască familia. Ceau. Și ție, vărule, hai. Te pup, mâncați-a școiul tău. Care din ele, stângul sau dreptul? Că nu mai am la câte coaie mi-au fost mâncate pe aceste. Dă mor eu dacă nu ești numărul 1, Ferrari. Ce faci? Te pup, frate. Ce să fac? Auzi, fac cartă, încă pe aici. Te pup, te salut mai bine. Eu mamă, zici că ești Ricky Martin de la Vaslui. Băgam aici pula în nările tale de hipopotam. Taci! Living the viva loca. Racing the superstition, black cat, the voodoo doll, Ricky Martin din Vaslui. Ce faci, mă? Băi, plouă cu sărăcie și tu mănânci în casă semințe firai al dracu să fii de piron. Miron? De sărac. De sărac? Vorbești cu mine de bani? Vorbești cu mine de bani? Băga mea și pula în tine, vrei să-ți dau 10 lei? Dă-mă să mor tu de nu-i arăta. Ce seară, 10 lei? 5 lei. Dacă ai 5 bă, lei. Bă, că mă, ești pula în tine. 5 lei. Ia stai așa. 5 lei, mă, ia o termosă. Ia, bă, că mă, ești pula. Bravo, băi, te pup, ești tare. Te pup să-ți trăiască familia. Stai așa. De fapt, nu poți să te cam asta le-a încărcat. Că după aia iar nu se demagnetizează asta. Da, bă, ești bine. Hai, te pup. Hai grijă tine acolo unde ești. Superstition, a superstition, a black cat from voodoo doll, rap tap, do do ta ta, rap ta, do do ta, na na na. Salut. Tot cunoșteam. Cel mai tare om de pe tot live-ul, TikTok-ul, Ferrari. Una semana, îți iau la semana e gritam. Bă, ce faci, Mădeline? Ce fac, bă, șefule? Ce fac, bă, șefule? Bă, uite ce să facem, facem și noi ceva de mâncare. Ce mâncați, mâncați, v-aș vrea? Niște carne, ce am învățat. Bravo, ați vânat, ați făcut ceva? Ne-am furat. Lăsați-mă să... Sunteți maxim zidat. Nici măcar. S-a încasat de la cumătru meu, Ali. Jurat pe frații lui. Ăia mici, bandajați, la mamaia în vie, accidentați la picior. Te pupăm goba! Te pupăm goba! Trăiască cu mătru Alin! Conduc mașini cu chei. Nu stau decât înconjurat de femei. Dar mie-mi plac, plac bijuteriile. Știi că produc dovadă-s hârtiile. Fata mea dansează în ploaie de bagnote. Ăștia speriați de succes arată mascote. Tânguri femei frumoase pe club și le dau note. Băieții cu bani știgă țin caii sub capote. Banii, banii, banii. Două locuri în mașină ca milionar. Cu ale tale, Aline, cu degețelele alea ale tale, cum pui tu așa,
Send. Te pupăm cu bătrânul Australin, să trăiești, să fii sănătos, să trăiască familia. Mulțumim frumos pentru susține, mulțumim frumos pentru sufletul tău curat și că mai sunt oameni care nu uită de unde au plecat. Separat, așa. Bă, te fut în gură că mai dădui o dată de tine. Frate, în primul rând, accept că mă fuți în gură. Ascultă-mă, accept că mă fuți în gură. Dar asta cu dădui nu înțeleg. O, mă, dracu, ziua, morți, ce-ai, bă, sida de la piscină, ce-ai, bă, de face așa, te comporți așa? Bă, nu te pune nimeni nicăieri, ascult, tu ești depus în pulă, maxim. Deci tu ești țăranul viitorului, ascultă-mă ce zic, așa, înțelegi, da. Bă, ai grijă de tine, acolo la câmp în Franța, unde ești. Suntem mai noștri ferii, te pupăm. Ce faci, șefule, te pup? Pe mine? Da. Stai să ne înțelegem. Adică s-o pup pe asta, poate. Nu, nenicule, te pup pe tine, îmi place de tine, ești genul meu. Eu căutam și eu o fetiță, ceva. Păi tu ești genul meu, eu sunt fetița ta. Păi nu, că băieți, mai am aici, uite, ia uite. Sunt sătul de băieți. Zici că ești Mr. Bean de la Roșiori? Bă, să știi că nu ești primul care mi-a zis. Păi semn cu Mr. Bean de la Roșiori să moară foabile. Ca cuvânt, nu ești primul care mi-a zis. Aha. Fă-ți o aluniță cu creion așa, uite ce colț de vampir ai. Uite-l pe Mr. Bean de la Roșiori, mâncava și pula vă. Te pupă, Mr. Bean. Bine, hai, pa. Pa. Bună. Păi da? Avea aproape 9 ani, 10 ani. Ah, Doamne! Bună! Bună, domnișoară! Bună, domnișoară! Păi băiatule, cum ar sta chiar că la... Uite... Hai de pula mea ce ești, mâncava și pula mea asta. Bravo, Franca, bombardierul de România. Salut, salut. Hata, și-o băia cu bombardierul. I'm living the viva loca, season, a superstition. Bă, să mor tu și eu dacă nu știu dacă ți-am mai zis ceva. Ești cel mai frumos bulterier câine la față să moară dacă nu știi că ești. Zici că ești bulterier să aleagă praful de mine. Stai așa, îți arăt cum arată. Stai așa, îl cunoști pe prietenul tău? A, pe prietenul sora lui cumnată mea, da. Îl cunoști? Da. Ești fisul? Da, mă, da. Al prietenul meu, da. Ce face Cona acum? Nu mai ești prieten cu el? Nu mai sunt, șefule, ne-am despărțit. Ăla ți-a dat șmecheria. Da, îți dai seama cum. De când e mai... Da, uite-l pe fractul. Ce seamănă cu tine, cu nas? Să aleagă de praful de mine, dacă nu ăsta... Bă, ești de... Hai mai lătra, că n-am boabe să-ți dau. Fute-te ar lumea în gură, uite, direct așa e și când ești supărat, uite aici, că ai datorii să moară cu mine. Uite, când nu iei salariu, să mori în pușcărie, uite. Mamă. Salariu. Băi, băiatule, băi, uite-te. Hai seara când faci tu cât o șpagă, când ai combinații. Deci numărul 0. Ce ai spus, că mi-a dat mie el șmecheria cineva? Da. Pensam că ne auzim bine, mă, ce... N-am o viața mea, ascultă-mă. Când lumea făcea glume cu glumele mele de pe Facebook fără niciun ban și creșteau eu pe aici în timp crezând lumea că sunt cineva, nu suntem originali. Știi ce zic? Lasă-mă. Și atât. Hai să fii sănătos și data viitoare ascultă-mă. Când te văd îți iau lesă. Te pup, pitbullul meu. Ăsta. Bulterierul meu. Îți iau. Pa. Pa. Da-i-al dragul să fii. Ce faci, dragul? Hâți, John, hâți. Din nou. De unde ești, din Danemarca? Din Craiova. Craiova? Hai, mișto, olteancă. Câți ani ai? 14. Și ce cauți aici pe internet? Ce ai chestii?
Ce faci? Să moară familia mea, ești cel mai îngrijit fan al meu. Băi băiatule, zic, ești maestru de la de banc să moară. A, ți-a ieșit părul de la sub braț de aici, părul aici, ai săpăcit. Aline, te pup mâncați și coaiele tale, coaiele de balaur, de dinozaur, de centaur, de... Ce să-i mai pune mălu cu motrul nostru lui Ali, mâncaia și coaiele lui? Că uite cum ne face el mâncaia și... Of, of, of. Ia, mă. Ia, mă, pentru cu motrul nostru, pentru Alin. Ia, Alin! Burgerul favorit îl alegi din aplicație. Deschide Bingo Pro. E seara de filme. Mr. Nova Nova, am Nova. Mr. Nova Nova, am Nova. Mi-am urcat dronul pe munte, la cota 3500, unde cel mai curat aer să nu simt miros de fraier. Mi-am urcat dronul pe munte, la cota 3500, unde cel mai curat aer să nu simt miros de fraier. Mr. Nova Nova, Nova, de la mine pleacă moda, moda. Vă scoate sunga soba, soba, wow, și face spume ca soda. Mr. Nova Nova, Nova, de la mine pleacă moda, moda. Vă scoate sunga soba, soba, wow, și face spume ca soda. Richard Munteanu, mulțumim frumos. Băi, fraților, iertați-mă un pic. Ia ascultați aici, că nu înțeleg ce zice, că mă ia cu amețime. Stați un pic. American, nu ca voi pui de fazan. Voi nu sunteți de înălțime, că vă ia cu amețime. Vă ia cu amețime? Amețime, e corect gramatical, amețime? Te ia cu amețime. O amețeală. Amețime. Dex. Fonic sună bine. În general, e pe fonică, dar... Amețime? Nu e corect gramatical. Nu e, că nu e formă corectă. Că bă, ia cu-o, deci cota 3500, ai dat de zlobozi, țancă, geografiile și că... Păi, de cap, ești plin de cultură ca broasca de râie, țancă, uraganul. Cota 3500 și e moldoveanul sau omul, mi se pare că cel mai mare. La în țară 2857, am ghicit? Așa? Așa? Și cota 3500 mă ia cu amețime, ce să mai zic, mă? Bravo, țancă, stop, poliția gramaticii limbii române, ești arestat, țancă. Ai asasinat limba română. Ești condamnat la 4 ani de școală, țanc. Gata. Și tu și ăsta, 2544, scuzați-mă. Da, atâta este ăsta. Da, deci, domnul Țancă Uraganu, ești arestat. Poliția gramaticii limbii române este pe urmele tale. Ești condamnat la 4 ani de școală. Cu cota 3500 când sunt 2544 maxim de cote la noi în țară, așa, și a doua că asta cu amețime, gata, nu mai, îți dăm bloc la viață, domnul Țancă, ești prietenul meu, dar ești condamnat la 48 de ore de limba română,
sau l-a avut 3 ani de închisoare cu școală, clasa 1. Te pupăm, fratele nostru, era o glumă, știi ce zic? Du-te la cap de opera și mai ia 2-3 perechi de blugi, că ești cu mătrul nostru, mâncați-i și cu aia tare, alea de Rolls, de asta nu mai e Rolls, de poartă numai Rolls Royce-uri. Șoimul american. Acum am ascultat eu asta cu șoimul, cu astea, cu... Te pupăm cu motorul nostru. Stați așa, stați așa. Mă duc să-mi iau apă, fraților. Meet Uni, the world's first banking experience tailor-made for e-commerce and performance. Stai că scrie unul aici, Rolls Royce și l-au prins gabării fără asigurare. Sena, n-ai obraz, nu-ți e rușine. Gluma-i glumă. Numai ca să plătești impozit la un Rolls Royce, e niște bani, ai înțeles, da? Na, și ce zic? Tu maxim ai mers cu autobuzul sau cel puțin când te-ai urcat în taxiul, căutai compostorul să compostezi biletul. Asta a fost cea mai mare fițată. Vorbiți de niște oameni care au făcut ceva cu viața lor. Așa cum stii, culți, nei, culți. Vă dați seama ce înseamnă să aibă ăștia școală? Sunt creativi. Da, nocivi pentru ce să cântă, dar ca toți după bani. Și eu tot nociv sunt. Pentru că induc lumea în eroare. Să vedem ce ești, mâncava și pula voastră. Hai să vedem care... Hai să vedem... Frumos ești, mâncațe și coaiele tale. Băi, ești nebun la cap. Să mor eu dacă te zici că ești borș de putină, să-ți aleagă praful de tine dacă te vin, dacă nu ești numărul 1. Băi, niciodată nu mi-a zis nimeni așa... Ești dulce rău, mă, ești dulce rău să moară. Ia uite, zici aici că ești jagăr, zici că ești bonfire. Ești numărul 1, mă. Cum ți se spune, mă? Tu ești Rățoiu din sat, tu ești Ricky Rățoiu. Mie? Da, cui mie? Tu ești spaima satului. De unde ești? Vezi, n-avea de alea de-a lui Arsenie Boca când era tânăr să-mi spui mie vrei spaime și asta. Fii tu. Nu, frate, sunt din Călăraș. Ai, din Călăraș? Dar acum ești în Germania. Îmi dau seama că ești în Germania asta la asta. Păi, nu scrie acolo, da, sunt în Germania. Nu, îmi dau seama că ești, îmi dau seama că ești în Germania, că e 25 de euro tunsul și ești netuns. Nu oricine dă 25 de euro să se tundă, să străiască familia ta. Nu? Cine te vede acolo? Nu, dar... Nu, dar beau 15-20 de euro pe zi. Păi da, și doar, cu capul pe curul la iepurile lui Bugs Bunny, la câini. Păi da, ce dracu, hai. La tu îți dai da 25 de euro, dar bei 30 de euro pe zi. Mamă, zici că ți-a... Zici că ți-ai pus mălaie aici și ți-a ciugulit păsările din cap. Biu, 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 biu. Mai rău ca mine, ești să moară familia mea. Păi ce să mai tund? Hai, ce, așa e.
Da, da, pe ăsta am plecat de acasă. Da, viața, vrei să-mi ia și pe ăsta aici, de aici? Legenda spune că trebuie să-l mai și speli. Adică, na, asta mai spune, un pic, e încălțit să moară tata, dacă te mint, dacă nu e încălțit. Știi care e treaba? Că eu îl dau cu, îmi dau cu gel. Cu Băi, tu te pula mea, ăsta cu gel. Să moară fobile. Bine, el dragul, e un tempu, bă, frate, ceau, să ai spor acolo de aici. Hai, pa, pa. Ceau. Doamne, auzi de când vine. Alinuțu, te pupăm cu motrul nostru. Ochii tăi, ochii tăi, ce frate, atunci când te... Uitați-mă, ziceați, când ați văzut un Lilia cântător. Uitați-vă. Șoarece. Iau, prezent. Prezent la datorie. Ce faci, bă, șoarece de biserică? Pă, bine, fac, mă, frumosule, tu ce faci? Uite, mă gândeam să iau niște anafură împrumut de la tine. Ia, auzi. Ce faci? De unde ești? Irlanda? Eu sunt în Irlanda acum, dar din Maramureș. A, ești oșan? Nu sunt oșan, frate. Păi Maramureș și nu soșenii! Dar nu sunt oșeni în Maramureș, nu sunt oșeni în Maramureș, dar într-o parte, într-un colț, nu tot Maramureș și oșan. Am înțeles. Am înțeles. Frate. Am întrebat și eu, am zis să încerc și eu, na. Da, am și eu întreb o curiozitate la voi, ca așa. Da. Ce că maramureșenicele au așa păr la pizdă, așa e? Au smog de la o coadă de veveriță. Așa e? Că vă place de voi? Lindic. Ăla e lindicul, frate, ce era tot acolo. Da? Zi-mă! Bă, Manule, mă! Aleas pentru maimuțe, mă! Aaa, ați învățat match 3 acum să bărbierește lumea, a? Nu mai e, stați cu cloați. Aaa, ăsta de-abia vorbește, mânca. Alexandru Cordea, te pupăm, frățiorul nostru. Goba, Goba, Alinu, Darius, Alexandru, așa, înghit-o, înghit-o, înghit-o pe toată. Înghit-o pe toată. Ce faci, mă, cu noi? Bine, mă, microbule, tu ce faci? Nu te fărmuște, bă, zi. Nu te înțeleg. Vorbește adică, cu toată. Zică fud muște, bă, zi. Bă, ți-a plăcut? Ți-am ținut? Da. Bravo, băi, său. Băgame și pula în rasa ta, zici că ești memo ăla din cartea cărților. Iisus! Unde este? Pleacă, băgame și pula în tine să-mi bag. Ești pula morții tăi de cățel de usturoi, ce ești? Păti. Dă-te slobul să te ungă. Tu ce cauți pe internet cu putere în gură să te pui? Dă burete de vase cu ești. Nu e, te cunosc, bă! Salut, tată! Salut, vorbeam cu tine! Vorbeam cu nevastă ta, băgamea și pula pizdaia ta, pizdare! Dacă am scuipat pe cameră, băgamea și pula morților ăsta. Ce faci, mă, băi, guru? Trească copiii tăi! Gata, câta flegma a dat-o. Ochii tăi, ochii tăi, când mă uit de mă spargă ochii tăi. Hai să treci cu metri. Hai să stărși nepoate, ce faci, ce zici? Uite, îmi trebuie și pe aici să mai vorbesc cu lumea, cu alea, mai schimbăm două, trei vorbe. Despre ce vrei să vorbim această minunată seară, domnul meu? Despre Dumnezeu. Întrebări, așteptăm. Credeți în bunul Dumnezeu? Ce înțelegi tu prin Dumnezeu? O ființă care nu există fizic, dar există topește. N-am cuvinte să mă exprim, dar am spus în mare așa ce, care ne veghează și ne aștept pe toți. Câte ani ai? Eu decât 16 ani. Mulți înainte să fii sănătos. Mulțumesc. Noi doi ne-am mai întâlnit? Da, 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 da. Da, 16. Păi băi, ne poate. Mulți înainte să fii sănătos. Vârsta e un număr. Nu contează anii. Normal. Contează intensitatea lor și modul tău de a... De te exprima și de a... De a te exprima. Modul tău de a pune lucrurile în
În vedere. Ai înțeles? Te naști cu chestia asta. Te pupăm, Aline, mulțumim frumos pentru donație, te pupă fratele tău. Dumnezeu e, după cum ziceam și cum ai transmis tu mai devreme și n-ai știut să-l definești prea bine, e un sinonim al puterii. E o definiție, dar ca și cunoștință e o forță. De ce ai crucea aia tatuată pe ochi, în primul rând? Nu e tatuată, e... desenată? E o măscălitoră, pur și simplu, așa e. E o măscălitoră. Da. Se pare Dumnezeu, din câte văd eu, așa, nu știu, te percep bine. Dumnezeu pentru tine e un subiect ca să stai cu mine în live, că știai că o să te țin, sau e un subiect nu. Știi ce zic? Chiar n-am chestia asta, poți să stai cu mine, poți să-mi dai next, n-am nicio treabă, n-am nicio chestie de faimă în mine sau astea. Crezi că stau pentru, n-am mentalitatea aia că uite-l pe Ferraru, stau cu el pe live, gata, mă vede lumea, sunt șmecher, sunt pulă, sunt astea, ți se pare că e o chestie normală sau șmecherească? Păi nu e normal nici vechelat, că eu nu am cum să te percep decât ca, vă dai seama, aici ce vezi pe aici, nu poți să știi ce fiecare, na, are, cu orice om de aici are cu totul altă, lucrurile iau o întorsătură ciudată pe aici. Nu cred că e un moment bun care noi doi să vorbim despre lucrul ăsta. Probabil dacă mă găsești într-o altă seară, să am o stare, că despre chestiile astea să vorbesc, adică trebuie să ai o stare, trebuie să ai un anumit... trebuie să ai un mood. Și ce zic, da. Și câteodată simt că vorbește prin gura mea, da, simt că trebuie să vorbească prin gura mea anumite chestii. Acum, nu știu nici de ce vrei să-l cunoști, nici de ce vrei să, nici multe lucruri, pur și simplu, ai seama, am săturat de golănit de asta de București, ce zic? Pe la 16 ani te-ai săturat de viață? Nu, gen la mod, nu m-am săturat de viață, m-am săturat de viață de stradă, am început să o cunosc destul de bine și nu-mi place, vreau să mă termin cu asta. Ce muncesc părinții tăi, să te iau cu începutul ca să poți să știi cum e? Tata e șofer și mai mult lucrează într-o patiserie. Am înțeles. Și unde stai, ce cartier? Colentina. Da, e de Golăneal. Și ce anturaj ai? Destul de proaste. Ce înseamnă destul de proaste? Bagă, iarbă, asta. Eu n-am încercat, am pus gura să mă dacă am pus mâna pe suflet, țigări fumez, uite. Țigări fumez, da? Păi asta, da. Nu? Păi da, pentru că nu sunt benefice, mai ales drogurile. Drogurile, în general, sunt făcute pentru oameni care n-au nimic de spus. Ai înțeles? Da. Adică când nu ești hazliu și nu ești ce vrei tu și vrei când să... ai haz, hai să ne drogăm, să fim șmecheri, să fim interesanți. Da, tu crezi că spui o prostie sau îți înțelegi chițibușurile dintr-un anturaj, că fiecare anturaj e diferit. Unul, dacă îi spui unul copac, grădină, Nea Petru, ha! Ăia în anturajul lor știu că e o schemă vrăjeala asta, înțelegi? Și râd. Eu ți-am definit așa. Hai să râdem. Așa. Drogurile, în general, nu sunt benefice și n-au fost benefice niciodată. Încă marii noștri scriitori, dacă știi, și de Creangă și de Eminescu, ce au de cânepad în fundul casei, știi? Adică există de mult lucrurile astea pe pământ. Știu chestiile astea și... Drogurile pentru copii sunt foarte nocive. De ce? Îți supraaccelerează organele în corp, îți supraaccelerează gândirea, te maturizează mai devreme decât trebuie și, în general, drogurile sunt făcute, să zicem așa, că na, trăim și noi ca americanii, să le legalizeze, dar nu, iarba mă refer la iarbă, doar strig la iarba asta de căcat, așa, sunt făcute odată pe săptămână să te stai cu prietenii tăi, să te detașezi de la probleme o oră, două, dar când deja tu ești în fiecare zi, pierzi noțiunea timpului și rămâi în spate. Și te împinge spre altele furi dat în cap, știi ce zic? Nu neapărat că furi sau dai în cap, ai înțeles? Nu neapărat asta, e vorba de tine ca om, că te maturizează foarte repede și degeaba vrei să trăiești niște lucruri grăbite de capacitatea ta creativă. Mulți tineri la 19 ani sunt sătui de viață. Uite, la 60 zici că e sătul de viață. Acum trebuia să ai multe, multe de făcut. Înțelegi? Nu multe să... de făcut. Și o să mai fac întâmplări, dar... înconjoară-te de oameni de succes să ajungi de succes. Ține minte o vorbă de la mine aici. Cum te cheamă? Florin Gudu. Păi e 100. Da, un pic că trebuie să-mi fac talentul pe 100 asta. Normal, normal. Andrei,
mi-a dat 100. O secundă, scuze că nu te aud de muzică, știi? Andrei, îți mulțumim frumos, frățiorul, pentru balena asta aruncat aici, 100. Nu știu cine ești, ai venit, ai dat 100. Te pupă fratele tău, îți mulțumește din suflet. Mulțumesc pentru susținerea canalului. I love you. Te pupă fratele tău. Mulțumește frumos. Da. Măi, frățiorul meu, cum ai zis că te cheamă? Florin Gudu, mi se zice. Măi, Florine, ia ascultă și eu o să vorbesc prin gura ta. Așa. Vezi cât de ușor e. Spune-mi. Eu te întreb și tu îmi răspunzi. Bineînțeles. Dacă știu să răspund, da, hai. Dacă umpli cu 10 pramatii, tu ești a 11-a? Bineînțeles. Dacă umpli cu 10 proști, ești al 11-lea? Aici, da. Dacă umpli cu 10 deștepți, ești la 11-lea? Normal, aici. Dacă umpli cu 10 golani, ești al... Normal, da. Înconjoară-te de oameni de succes. De la care ai ce să înveți, să înveți. De valori, de valori. Chiar dacă noi oamenii, că cu toți avem și plusuri și minusuri, învață să iubești oamenii. Nu pe zile, bune. Nu pe zile. Că astăzi poți să am o stare nașpa, mâine poți să așa. Învață să iubești oamenii pentru... Culege din ei, eu asta am făcut totdeauna. Fii un om care culege din oameni, ai înțeles? Și bune, și partea... rele, ce te interesează. Nu le spune, doar culege din ei. Și zâmbetul, și uitarea, și privirea. Noi oamenii suntem diferiți și avem chestii foarte mișto în noi. Toți oamenii. Da. Dar... oamenii care fac rele, ori nu sunt iubiți, ori sunt dezamăgiți, ori au foarte multe frustrări care, în general, noi oamenii nu vrea le mai arătăm sentimentele datorită mândriei. Uite, am mai spus asta și într-un live anterior. Mândria asta, rușinea asta, ai înțeles? Tu la 16 ani poți să te duci să-i zici lui tată, băi tată, te iubesc, bă, mă bucur că ești tata, sunt mândru că ești tatăl meu. N-ai să faci lucrul ăsta niciodată. Că ești bărbat, nu? Ai văzut că pe fetele le iubesc părinții mai mult? Da, tati, te iubesc, te cutare. Păi da, au stilul ăla, știi? Dar bărbații se închid în ei și oarecum își formează mai chestia tare, asta. Mai tare, efectiv. Ai zis, te formezi un pic mai tare. Dar știi câtă bucurie ar simți părinții dacă s-ar duce, băi, tată, eu te iubesc, mă, uite așa, cum stiu, eu sunt mândru că ești tată al meu și așa, înțeleg. Noi oamenii, de frica să ne arătăm, și câteodată când am greșit, de exemplu, greșind, mă uitam, eram la McDonald's într-o seară și am venit cu mașina așa la geam și nu știu ce dracu, am zis, am făcut o glumă sinistră, eu nu prea greșesc așa să înjosesc cu oamenii care muncesc, niciodată. Și am făcut o glumă, nu știu ce, o glumiță, dar nici de cum jignitoare, ai înțeles? La care ăla îmi spune mie, băi, tu ai BMW-ul, tu ești șmecher de la cu BMW-ul, da, frate, mi-a dat o replică foarte proastă. La care eu m-am enervat și am zis, băi, băga mea și făcea mea și în gura ta de sărac. Cum vorbești, mă, tu așa cu mine, înțeleg? De ce? Eu am greșit acolo, de ce? Ai greșit, înțeles. Da, pentru că eu trebuia să-l iubesc. Câteodată noi, referind la un, scuză-mă, frate, am greșit, ai înțeles? Bă, dă-te în pula mea, ai înțeles-o? Hă, sari în capul omului. Nu, mă, frate, potolește, fă un pic de pace cu tine, ai înțeles? Că contează foarte mult, foarte mult pașii ăștia din care... Toți suntem egali. Nu este unul mai spre sus sau mai jos ca și... Corect, corect. Banul ne schimbă foarte mult și statutul social. Nu neapărat banul. Banul nu ne schimbă. Ne schimbă persoanele din jurul nostru, care dacă persoanele din jurul nostru sunt de așa natură încât să fie răufăcătoare, ai înțeles? Asta faci și tu. Practic creezi momentul ăla, înțeles? Influența. De ce? Pentru că devii, deci ești ceea ce vorbești. De ce? Dacă tu toată ziua zici fac drag, spam, la un moment dat te înjură unul. Tu trebuie să faci ce ai vorbit, de ce? Că tu trebuie să sari în... Nu-i normal? Așa, deci fiecare pasăre piere pe limba ei. E simplă treaba. Ai primit 50. Observ. O secundă, te rog. Dai un pic, o secundă.
Fraților, am înlocuit mesajul fixat aici, stai un pic. Urmăriți pe Instagram Andrei KH. Îl pupăm, îl salutăm. Andrei, te pupăm, mulțumim frumos. Ți-am fixat aici mesajul. Haideți, fetele astea frumoase, cu mâna stângă mai lungă, cu viață de greblă, dacă vreți să aveți ceva la buzunar, că uitați, cu mătru stă bine. Pleacă fără adresă câteva sute de la el, uitați. Andrei, cu 2 de I, KH. Andreică, te pupăm Andreică. Ia și tu un membru Andreică, mâncați-și coadele tale de centaur. Da. Da, unde rămăsesem? Că nu mai știu unde rămăsesem. La nu bani ne schimbă, ci anturajul și... Da. Tu alegi forma și tu alegi ce vrei să fii. Tu, practic, alegi, ai înțeles? Ce vrei să fii. Da. Chiar... Dacă te înconjuri de lepre, lepre fi o să fie... Ai înțeles? Te înconjuri, depinde ce-ți place. Nu poți să fii și șmecher și așa. Nu, exact vorba aia românească. Și cu pula în cur și cu sufletul în rai, nu se poate. Îți alegi. Ori ești așa, ori așa. Și eu duc o luptă cu mine și toată lumea și eu duc o luptă cu mine. Eu provin într-o lume, acum sunt într-o altă lume. Lumea asta m-a învățat cum să trăiești într-o comunitate, m-a învățat cum să am încredere, nu așa, să nu, mi-e frică să dezamăgesc atât de mulți oameni care se uită la mine până acum, nu știam eu, pe capete, că ești fraier, tu ești fraier, tu ești fraier, asta era, te bat, că știam, băi, a venit cu asta, te bat, să trag două capace, că, așa credeam eu că se rezolvă lucrurile, dar nu e așa, știi, adică nu mai trebuia să vorbesc 100 de ani, că fiecare înțelege oricum ce vrea, dar oamenii în general, ca să poți să-i schimbi, trebuie să iubești. Unele persoane nici iubirea nu se schimbă. O secundă, brother, scuze că... Nu, e nu stai nici. Oameni buni, Andrei KH 26.26 Andrei KH dau back. Te pupăm Andreică. Aline, waza, te pupăm frate, te pupăm. Fraților, urmăriți aici pe Andrei cu carasul de un kil, fetelor i-al toi cu măgar. Plecați de la ele înzestrate cu puteri supranaturale venite după planeta Krypton. Vă dați seama câtă carabicină și-a băgat ăsta de 200 de... Pentru bine voitoarele care vor să facă ca măgăreața, că mănâncă ciulini, Andrei.26, oameni buni. Da, mă, brodere. Și ce? Alte întrebări? Băi, nu știu, mi se pare că... Eu zic așa, o părere sinceră, mi se pare o persoană la modul când e de vorbit ceva serios cu tine și chestii de, am chestii de învățat la tine, de, spre exemplu, și când e vorba de glumit, de râde, glumim, futem, plătim vorba aia, ești persoană la Caterinca, cu orice persoană, nu contează, ești băiat cu orice persoană, nu contează status social, la modul, nu faci nicio diferență între persoane. Și când am dat eu seama de mine cu adevărat cum sunt? Când m-am vindecat eu, că mi-am făcut pace cu mine, când am pus mâna pe... Am avut o situație mult mai bună financiară și mi-am dat seama că eu sunt același om, adică pentru mine am... Nu știu, alții schimbă statutul și eu niciodată n-am crezut. Eu n-am crezut că există oameni proști. Eu am crezut că când mi-auzeam pe unii, băi, proasta aia, e doar răutăcios și așa se vorbește, știi? Zic, proasta aia, există și oameni proști, am cunoscut. N-am crezut că sunt oameni care se schimbă pentru bani. Există și oameni care se schimbă pentru bani. Se schimbă normal? Există toate. Eu lucrurile astea nu le-am crezut. Eu am fost eu și... Fii atent. Ascultă-mă bine. Am fost acum câteva zile. Da. Pe bulevard. Și cobor acolo, erau niște bodyguards de ăștia, niște mușchiloși de ăștia, ai înțeles? Când mă vedea, o, Ferrar, ce faceți, mă, băgame și făceam eu, cum sunt eu pe stradă? De paznici, de cutare, de prostiile mele, ai înțeles? Bă, cutare, cutare. Și acolo, în anturaj, era un cumătru de-al meu, un prieten de-al meu de copil. Și mai era unul cu el, un puști. Înalt, așa, tatuat, așa.
dau noroc cu mătrul meu primul și ăla zic, frate, cum e cu aia, cu... n-aveam starea necesară, știi ce zic? La modul. Da. Și când dă să dea noroc, ca să-i arăt, vezi că eu sufer de șmecherie, nu sufer de șmecherie, sunt șmecher. Dar bineînțeles. Multă lume nu înțelege asta. Când dă să dea noroc cu mine, îi fac așa pe lângă mână și le iau la inimă și zic, dacă îți dau o palmă și s-a ferit. Eu în ce context am făcut asta? Hai ca să-ți explic de ce. De prost. Da. Pentru că, vezi, tu nu pot să fac pace cu cine am fost și cine sunt. Ai înțeles, eu trebuie să renunț la lumea. După aia m-am dus acasă, am pus lângă băiatul meu și mă uitam așa. Să-ți trăiască când o să ai. Și mă uitam așa, pentru ce fac eu lucrurile alea? Nu e dobitoc cel ce e dobitoc, dobitoc e cel ce e dobitoc și nu vede asta. Dacă lucrurile care le faci îți pare rău de ele, și dacă nu trebuie să nici să le mai repeți, ai înțeles? Ai înțeles, câteodată cele mai multe lucruri le facem de ochii lumii. De, să te vadă pentru lumea statut, că... pentru statut. Da, normal. Eu nu sunt așa. Ai înțeles? M-a întrebat, dar ce dracu am făcut eu lucrul ăsta? Ai înțeles? De prost. Da, e bine că chestia asta le faci și pentru un fel le regreți, cum ar veni, știi? Și te gândești că nu e bine să faci a doua oară. Sau... poate, probabil le-am mai făcut și a doua oară, și a treia oară, și a patru oară. Problema este că în fiecare zi o luptă cu tine. Și trebuie să dezvolți binele din tine și nu rău. Trebuie să compari, să pui în echilibru. Băi, unde mă duc astea? Și în primul rând, cel mai mult contează, ținte, sunt foarte multe persoane cu creative care nu sunt ambițioase și sunt foarte mulți proști care sunt siguri pe ei. Cei mai mari ambițioși din lumea asta sunt proștii. Să ții minte ce spun. Normal. Să ții minte ce spun. Cei mai mari, ambițioși, sunt proști. Scuze-mă. Persoanele astea care sunt creative și ele nu sunt ambiționate de ei însuși, deoarece nu au faima sau nu sunt, nu neapărat. Câteodată noi oamenii ne și mințim, ne dăm putere la dreptate, știi ce zic? Adică uite, mie mi-a zis unul odată, eu de totdeauna compar lucrurile. Hai, tatăl meu, ce urât e ăsta? Și el era super urât, deci nu te minte, era terminat rău de... Bă, țăran de la bășit! Știu ce zici. Bă, dacă îmi dau eu putere la dreptate și poate chiar eu sunt în pula mea și mă uitam așa, studiam, știi ce zic? Să văd ei cum pot să râdă la chestiile alea, că automat dacă ei face țărănimea și înțelegi cum le iau eu lucrurile, știi, eu le amplific. Și mă uit așa și zic, bă, îmi dau eu putere că e vorba despre mine, deci când e vorba despre mine eu nu pot să mă judec. Ai înțeles? Bineînțeles. Așa, și zic, bă, poate e vorba. Dar la un moment dat am înțeles. Că viziunea asupra lucrurilor, ca să o ai, cum am eu, uite așa, că nu mă dau nici mare, nici mic. Eu am o viziune foarte așa asupra lucrurilor, foarte mare. Am imaginație, am foarte mare imaginație. Asta nu are toată lumea, înțeles? Și alții râd la mai puțin glume pregătite și alții la unele... mai inteligente puțin. Mai inteligente, da. Cam asta este. Noi oamenii suntem oscilanți, frate. Astăzi suntem într-un fel, mâine într-un fel, poimâine în alt fel. Ai înțeles? Depinde și cum suntem tratați. Știi ce zic? Uite, hai să m-am gândit la o chestie, ai spus-o tu mai devreme. Ca să schimbi o persoană, trebuie să o iubești, să îi oferi iubire. Chestia asta, sunt unele cazuri și cazuri. Eu am stat cu o persoană... Mă bunește rușul pentru că hai să-ți explic, știu exact ce vrei să-mi spui. Eu nu te supăra pe mine sau să mă înțelegi că sunt superior și nu-ți dau voie să vorbești, dar înțeleg pentru că așa este. Ești transparent pentru mine, ești copil. Știi ce spune Iisus? Ca să nu mai te las să vorbești fără, ai înțeles, să te completezi. Când îl vei salva pe altul, te va costa pe tine. Deci, practic, trebuie să-l iubești până când, indiferent, nu mai îmi explica greșelile. Ăla nu e ajutor. Ca să-l iubești pe altul, trebuie să te îmbolnăvești pe tine. Asta este, ai înțeles? Asta este. Cine te-a păcălit astăzi pe tine, să ții minte. Nu te-a păcălit pe tine. S-a păcălit pe el. De ce? Pentru că el plătește cu timpul lui. Uite și bagabantele astea, prostituatele, fetele care sunt la prostituție. Sau care nu suntem noi nimeni să judecăm. Există milioane de probleme și ipostaze. Sunt victime ale sistemului, sunt victime ale bărbaților, sunt victime ale multor lucruri, da? Bun. Dar când vine unul și zice o curvă, o bagabantă, da? A venit fraierul. L-a mars pe fraierul ăsta de 5-700. El știe de ce vine acolo. El știe,
bine definit de ce vine acolo. Știi? Normal. El doar te observă cu banii lui ce faci tu în timpul tău. Tu practic plătești cu timpul tău pentru 37 lei care banii ia pentru el nu contează. Ai înțeles? Pentru oamenii cu bani observă. De ce oamenii cu bani fac cele mai bune afaceri? Pentru că au răbdare și răbdarea e de la... De unde e răbdarea? Dumnezeu. Ai înțeles? Răbdarea. Răbdarea. Dar tu nu poți să mai ai răbdare când... Și ce zic? Când n-ai mâncat. Înțelegi? Sau când n-ai locul tău, sau când n-ai rostul tău. Un om întreabă-l și să vezi ce vrea. Ai înțeles? Ce vrea el? Ce văd? Adrian Nicolae, te pupăm! Te pupăm, Adrian Nicolae! Cam asta este... treaba. Da, alte întrebări care... Cât suntem fraților aici? Cred că au ieșit... 850 de persoane. 850 de persoane. Alte întrebări? Bă, nu știu, eu nu vreau să-ți mai rețin timpul, poate... Nu mă reții, eu dacă ai... Dacă știi să mă întrebi, eu câteodată nu știu să te... Sunt foarte multe de spus și nu vreau să încarc pe nimeni cu un amalgam așa, un set de cuvinte, bam, 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 să mă pună pe mine într-o lumină, știi, așa. Superior. Eu dacă ai ce să mă întrebi, sper să pot să-ți răspund. Unde nu pot să-ți răspund, zic pas. Și ce zic? Pentru că nu mă depășește și decât să dau un sfat și fac apel și către oamenii care dau sfaturi altor oameni, când sunt supărați, nu le mai dați mă sfaturi, mă, fraților, mă, că pentru tine poate e nimic, pentru omul ăla poate înseamnă tot. Distrugeți gura, limba, ucide, fără să-și dea seama. Ucide, uite și eu aici ce fac. Lasă omul ăla să facă ce vrea, gen, la modul să... Nu neapărat, dar oamenii nepăsători dau sfaturi de căcat. Da, gen, pe mine, la un fel, într-un fel îți dau ție un sfat că mă doare pe mine în fulă de mine și faci tu ce vrei cu viața ta. Gen. Nu neapărat, era vorba de asta. Era vorba pur și simplu că sunt două prietene, da? Și una ce, dă-l dracu, fă fată, că e prost. Ai înțeles? Ții ce ea de... Și aia ce e prost. Chiar nu merită să stea cu tine. Tu ești prea frumoasă. Tu trebuie să fii așa. Tu trăiești... De unde știi tu că e prost și de ce judeci? Vorba vine. Că... Aici intervine... Sunt multe chestii care... Sunt multe momente în care nu pot să-ți definesc eu acum. Presupun că publicul înțelege ce vreau să zic eu. Acum... E greu. Știi ce zic? Limba ucide. Asta a fost. Limba a fost cea mai spurcată creație a lui Dumnezeu. Limba e cel mai mizer organ din corp. Se la apropie și la figurație de Dumnezeu. Da, serios, pentru că așa a fost. Și în general, mulți oameni își doresc bani, își doresc averi, își doresc vrăjeală, își doresc chestii. Dar înțelepciune își dorește cineva, băi, să fiu înțelept. Nimeni. Ca regele Solomon. Știi pilda lui regele Solomon? Nu știu. Nu am de ce să mint că o știu. Nu o știu. Pur și simplu. Știi, ca să vezi că pentru noi acum ni se pare un căcat. Adică dreptul ăsta de judecată. Dar când oamenii aprindeai atunci o brichetă așa, era o blasfemie. Ești vrăjitor, te omora. Uga, uga, cu păr în cap. Pentru că erau inculți. N-aveai voie să fii ieșit din tipar, trebuia să fii harta, calul și măgarul și dă mană de la Dumnezeu, adică oamenii așa erau, înțelegi? E și regele ăsta Solomon, pruncuciderea se numește în Biblie treaba asta, zice ungeți cu sânge de miel ușile, semnul tau, așa se numește, iar spiritele când vor veni nu vă vor ucide pruncii, ai înțeles? Cei ce au apucat să ungă tot cu ușii, cu sânge de miel, adică cu semnul tau, așa se numea, zice, nu vă voi ocroti copilul, pentru că mielul era jerfa, știi ce zic? Așa. Da. Și acum, asta ți-am zis, se numește pruncuciderea în Biblie, și acum au venit spiritele, au omorât toți noi născuții, și acum două familii care stăteau una lângă alta, una dintre familii n-a uns cu sânge așa și i-au omorât copilul. Ai înțeles? Au venit spiritele și i-au omorât copilul. Când a văzut și l-a văzut mor, că el n-a crezut în chestia asta, ce a făcut? Știa unde ascunsese vecina pe pruncul ei și din aia l-a furat pe copil, l-a furat pe copilul
Ai înțeles? A furat. Și acum îți dai seama. Băi, și tot debandată, că aia știa copilul. Aoleu, aia nu, aia al meu, băi al meu, băi al meu, băi al meu. Mamă, s-au lăsat cu vărsare de sânge, s-au luat la bătaie, s-au luat, s-au dat în cap, zice în Biblie, s-au lăsat cu vărsare de sânge, s-au luat. Te pupăm, Andreiule! Bine ai venit în clanul Ferraru, te pupăm! Să fii sănătos, frățiorul, bine ai venit! Salutați-l, fraților, pe Andrei! Da. Te pup! Te pupăm, Andrei, că bine ai venit în clanul Ferraru. Bun. Și acum s-au dus la poliție, cum era înainte, sau ce era acolo. Al cui e copilul? Al meu, băi, al meu, băi, al meu. Nimeni nu putea să judece cazul ăsta. Că nu era ca acum o chestie, că te duci testa de nestai, bă, un pic, e copilul meu, la revedere. Nu erau avansați, oamenii erau foarte, foarte inculți, da? Bun. E, și acum aude regele Solomon de cazul ăsta. Și acum s-a dat zvon în toată țara, în tot poporul Israel, așa, să judece cazul ăsta. La cine? La regele Solomon. Au venit în fața regelui Solomon ambele femei. Da. Al cui este copilul, a întrebat regele Solomon. Asta e al meu, asta băi al meu, băi al meu, băi al meu, băi al meu, tot la fel, deci nicio treabă. Așa. Deci o să judec asta după lăsata soarelui, când se lasă soarele, după apus. Să duce în altarul lui și atunci Solomon îi cere lui Dumnezeu, Doamne, nu-ți cer averi și bani, dă-mi doar o rază din înțelepciunea ta. Iar Dumnezeu atunci vorbește prin el, prin gândul lui, că Dumnezeu așa vorbește, și zice, du-te că-și vei fi călăuzit. Ajunge regele Solomon la judecată la ora 6 seara, la fel, al cui este copilul? Al meu, băi al meu. Dă ordin soldaților să pună copilul pe o buturugă. Ridică sabia asupra lui și zice, o să-l tai în două. Jumătate o să-ți dau ție și jumătate o să-i dau ei. Și atunci va fi toată lumea. Și când dă să dă cu sabia, una dintre femei zice, nu, mai bine dă Iliei. Aia spre dovadă că era mama adevărată. Înțelegi? Da. Deci, astea sunt înțelepciuni din vechile tradiții. Și pentru noi sunt lucruri de nimic. Oamenii sunt foarte deștepți acum, le merg, au acces la informație. Dar gândește dacă n-ai de unde învăța. Știi ce zic? N-ai cum să te modelezi dacă n-ai de unde învăța. Înțelegi? Trebuie să ai un tipar, un model, o chestie, știi ce zic? O idee, o ramură. Nu toată lumea înțelege că banii și astea, cum ai spus și tu, banii, avuția, ajută, băi, înțelepciunea, liniștea ta sufletească. Liniștea ta înseamnă, uite, e unul care are, ce are? Femei. Lamborghini. Cât unul cu tot stradă. Haine, Dada, Fubu, Barou, inele, diamante, notorietate, frăcei tăi, tu ești viața mea, tăi, 1500, cota, eu sunt spartan, tu ești șoim, bombardier, proprietăți, Lamborghini, acaparează minți de-astea amărâte, oameni care vor și ei, care, așa că de-aia sunt oameni făcuți buni. Da. Unde se oprește? Ce îi mai lipsește? Îl vezi tot timpul așa? Nu. Vezi. Păi golul din inima lui nu poate să lasă tu pe tot universul. Când înveți să te bucuri, eu nu știu, bucuria mea este prin plante. Bucuria mea este în natură, eu așa mă încarc. Nu știu cum, eu sunt oricum, sunt fecioară și sunt semn de pământ. Și zic, bucuria mea este în natură, mă încarc. Ai înțeles? Îmi place, de exemplu, când pun eu roșia mea, când plantez un copac odată pe an, pun un copac, îl văd, îl mai ud, îl văd ce e acolo, timpul, văd de efectul timpului asupra lucrurilor, liniștea, mirosurile în general, mă ghidez după mirosuri. Și ce zic, mirosuri? Mirosul de natură, gen a frunzei, a iarba, da. Așa, nu știu. E, ăsta cu Ferrari, cu aia, cu alea, cu alea, dacă vine unul care stă la un geam așa și are în inimă pe Domnul Iisus și e liniștit, ăla zmângâie sufletul așa. Ai înțeles? Și nu mai ai nevoie de nimic. Când n-ai, ești agitat, ești frustrat, ești rău. Sărăcia și bogăția nu sunt diferite. Ambele nasc monștri, să-ți minte. Când ești prea sărac, faci fapte și rele și dai în cap la om ca să ai, sau prin diferite acțiuni faci niște lucruri ca să ai, iar când ești bogat, ce săracul ăsta să-mi vorbească, mi-e și-l pedepsesc, angajez, fac, dreg, ai înțeles? Așa faci. Ăștia sunt oameni. Da.
asfalt, ceva, nu știu dacă mai am să-ți transmit, doar dacă ai tu să mă întreb ceva sau vreo nedumerire sau dacă dă-ți timp timpului, întreabă-mă, poate poți să-ți răspund, dar altceva ce la să modul zic. Degeaba ai de toate dacă, dacă nu ești împăcat cu tine, cum ai spus. Ești prea mic ca să înțelegi lucrurile astea cu de toate. Momentan, tu acum trebuie să înțelegi alte lucruri. Tu trebuie să creezi un viitor mai bun pentru noi, pentru că ai 16 ani și poți să te dezvolți altfel. Ai înțeles? Fii un mascul alfa, ca așa se numește, așa, fii generația asta, fii care face ceva pentru noi. Ai înțeles? Băi, deci eu încerc să fiu, dacă sunt diferit de toată societatea, nu sunt pentru societate. Pot să-ți dau un exemplu, un sfat? Și ce te duce cel mai sus? Spune. Niciodată să nu fii diferit. Fii simplu. Simplitatea este cel mai complicat lucru care eu l-am cunoscut. Și a grăi adevărul, pentru mine a fost cea mai bună minciună din toate timpurile. A grăi adevărul, îți jur. Măi, exact ce s-a întâmplat. Deci dacă zici la unul așa, ai să lăsi ce omul, băi, ce tâmpit e ăsta cât minte sau cât pare. Mă, adevărul. Și ce zic? Da. Cam asta este. Fii tu. Nu ți-e frică să fii tu. Cu bune, cu rele, ai înțeles? Iar de câte ori primești mustrare de la conștiință, că așa lucrează Dumnezeu, din interior, atunci e o problemă. De câte ori îți vine în cap, uite, ferească Dumnezeu, un mort în familie, de-i de pomană, o chestie, am făcut lucrul ăsta, de ce l-am jignit pe la mână? Am făcut, cereți scuze, dar la Dumnezeu, cereți scuze și fă o faptă bună, ai înțeles? Cam asta este. De multe ori mă gândesc seara, mă pun în pat, știi? Uite, ziua asta am făcut... Nu știu, să-ți dau un exemplu ceva. L-am înjurat pe unul fără să-mi facă nimic sau ceva. Bă, stau și mă pun în pat. Ce am făcut? De ce l-am înjurat pe prostul ăsta? Sau știi ce zic? Stau așa și mă gândesc cu mine însuși. De ce am făcut o chestie asta? Că nu mi-a dus niciun beneficiu că l-am înjurat pe ăla sau că am făcut ceva. Totul se rezumă acum la tine doar într-o mică lume, știi? În jurături, o căcătare, o căcătare. Mai când târziu, când vei fi responsabil de niște lucruri și niște chestii, când vei avea, uite, știi care e treaba, când am înțeles eu că sunt bătrân cu adevărat. Am înțeles că nu mai m-am văzut între copii și văd că știu deja ce pot și știu capacitatea mea ce aș putea să-ți fac. Și mi-e milă de tine. De ce? Pentru că și eu cândva am fost ca tine și trebuie să te înțeleg și trebuie să... Și mai m-am dat seama că sunt bătrân până într-o zi când mi-a zis un copil, nenea, dă și mie mingea. Tu-s gura mătii de copil. Bulangiu. Ai înțeles? Da. Fratelo, ce să zic? Sper să te mai întâlnesc pe aici. Te pupă, fratele. Știu, frate, te pup. Îți mulțumesc că v-am purtat cu discuția asta. Îți mulțumesc. Nu știu cât de... Neapărat că ești pregătit. Tu ești doar strict la un nivel. Ai 16 ani, n-am ce să... Da, atât n-am 16 ani. Oricum, e... cercetează mai mult. Pune mâna și cercetează, citește, citește, citește. Deci bogăția e aici și aici, între picioare. Să ții minte ce spun eu. Aici, aici, asta e ca restul... Restul să duc pe apa sâmbetei. Ai înțeles? Pune mâna și citește și caută să creezi un loc mai bun pentru toată lumea. Nu doar pentru tine. Ai înțeles? Pentru toată lumea. Când faci un bine în masă și nu e comercial, atunci cu adevărat e sfânt. Când faci un bine în masă și e comercial, gen cântăreți eu, streamer, ăla pentru bani, pentru plan, ăla nu e un bine. Ăla e un lucru care e nociv. La un moment dat omoară. Ai înțeles? La un moment dat mă uit la alți oameni care mi-a sunat o dată, băi Ferrare, mamă ce aș vrea să fiu și eu, ca ce viață ai. Păi viața asta necesită o viață de căcat, care trebuie să alegi pe stradă și să fii competitiv cu niște scursuri mai mari decât tine, să faci foarte mult rău și să treci prin o grămadă de probleme și probabil când tu dormi și stai și spârâie mașinile la cur, eu îmi tăram sufletul până iad. Ca să fac ceva. Ai înțeles? Nu toată lumea te vede pe tine, gen, tu ești Ferrari, ești pe live, râd, fac drag, el iau pe ăsta la pulă sau toate astea, dar el nu știe ce faci tu în spate și că tu ai niște firme, tu lucrezi toată ziua să ajungi să ai, să ai ceva. Frățiorul meu, nu e vorba asta, e vorba sau? Că în calitate acum de tată și de părinte, că sunt părinte, sunt tată, da? Normal. Sunt responsabil de anumite acțiuni. De ce? Sunt responsabil ca să-mi... Să creezi un viitor? Să-mi întrețin familia, odată, doi la mână, sunt responsabil să educ tineretul ăsta, probabil
doar spiritual, că moral nu cred, doar spiritual așa, se educ ca într-o zi când copilul meu va crește, chiar mă gândeam acum câteva zile, ce o să zică fiul meu când o să facă mare, când îl vede pe tasul pe aici, că vorbea așa, ce uite ăsta-i tata, nu știu ce timpuri vor fi atunci, nimeni nu știe. Ai zis? Dar pot să mă catapultez undeva în viitor și dacă las o amprentă frumoasă, ai înțeles? Asupra lucrurilor o să fie bine. Ai înțeles? Dacă agresez urechi și hipnotizez timpane a unor copii așa și mă pun într-o lumină așa și la un moment dat, chiar dacă creierul îi dau o informație pe care el o refuză, mai devreme sau mai târziu o gândește. Venind din gura unui păcătos, o gândește altfel. Bă, dacă ăla cel mai nenorocit, cel mai vagabond, cel mai așa, a zis așa, de ce? Ai înțeles? Deci, practic, și pentru mine este o cale de... Și judecata mea va fi pe măsura oamenilor care mă urmăresc. Și banii care îi câștig va fi judecata pe măsura banilor care i-am primit. De ce? Dar și bunele, faptele bune pe care le-am făcut, va fi pe măsura câtor le-am făcut. Ai înțeles? De-aia nu e bine să fii vedetă, de-aia nu e bine să te cunoască lumea, de-aia pentru că când dai play aici, poți să... Pe limba ta poate vorbesc. Da. Pe limba altuia poate înțelege altceva. Sunt oameni care le vorbești 4.000 de ore și nu au înțeles nimic din ce ai spus. Absolut. Sunt oameni care decât dacă ai tăcut, te-au înțeles perfect. Ce... Cam asta este treaba. Da. Bine, frate. Te bine, salut, fratelor, te salut, îți urez o seară frumoasă și eu, ai grijă de tine și te pup, ai grijă de tine. Data viitoare. Ceau, numai bine. Ceau, ceau. Ceau. Da, interesant. A înțeles relativ puțin, ține să bagă peste Ferrari dacă ține să se bage peste Ferrari dacă observa să-l completeze de modul, completează, nu are nicio legătură cu ce Ferrari de fapt. Dar nu-i copil, nu e un copil prost, fiecare, nu era. Eu am înțeles, majoritatea au înțeles ce ai spus, dar el nu prea cred că a înțeles tot ce ai spus tu. Din cauza aceasta, gândim, suntem prezent mult. Ferrari, TikTok, cont oficial... Da. Fera aici, TikTok-ul meu. Că am recuperat contul, doamnelor și domnilor. Salut, trăiască Ferraru. Îi mulțumim frumos lui fratele Andrei, mulțumim frumos la toată comunitatea. Am făcut lui Andrei 26KH promovare aici pe Instagram. Îl pupăm, îi mulțumim frumos pentru cabăgarea cu un buzunar. N-are cum să înțeleagă oricât de inteligent trebuie să mai treacă niște ani. Bravo, Ovidiu Bolocan. Da, trebuie toate, după cum spuneam, Ovidiu, vremea mea trebuie să fie în vremea lucrurilor respectiv. Nici și noi, bătrânii ăștia, nici nu dăm șansa, avem aerul ăsta de superioritate. Ești copil, ești nu știu ce. Sunt și copii care... Înțeleg lucruri, dar sunt și copii care să prefacă, le înțeleg. Și ce zic exact ca și cum sunt oameni care trăiesc și oameni care să prefac că trăiesc. Și sunt oameni care nu trăiesc deloc. Alexandru Cordea, mai are decât până reușești să înțeleagă din învățăturile date. Te pupăm, Alexandru Cordea. Te pupăm. Stai să băgăm type în stream-ul aici. Fraților! A trecut timpul, în general, oamenii cu care vorbesc și în general care interacționez cu ei așa, sunt niște vampiri de energie pentru mine. Nu știu dacă mă înțeles, sunt niște vampiri de energie, mă consumă energetic pe mine, pentru că practic eu pun suflet și mi-aș dori să-i dau inima și capul pentru un moment să le înțeleagă și pe aia să le iau înapoi, știi ce zic? Pun suflet când vorbesc și mă consum. Oamenii ăștia pentru mine sunt vampiri de energie. Chiar dacă pentru voi vi se pare puțin sau lucrul ăsta mai sunt repetat în anumite... Și plus de asta puteam să dezbat la infinit subiectul ăsta cu copilul. Oricum este un copil care e de încurajat, un copil care vrea să facă ceva cu viața lui. Și nu toți nebunii care... Da... Ce naibii să mai zic? Da, că trecem pe story time, că... Răzvan has resub or 4. Uleu! Răzvane! Măi, Răzvane, mă! Cam asta este treaba fraților cu... și cu chestiile astea. Stați un pic așa că... Deci, am rămas blocat în pula calului. Stați că mă duc până la...
Da. Trecem pe story time, oameni buni. Donați, donați, donați. Sau de fapt mai contează. Întrebări versus răspunsuri. OMTV nu vă mai fac. După o discuție ca asta, ar fi dezgustător din partea mea. Ați înțeles să mai rezic la ăștia ca copilării sub o piatră sau că bag facă nevasta lui Tasu sau că... Ați înțeles? Stau de vorbă cu voi. Dacă tot a început subiectul ăsta, diferite probleme, diferite așa, aș prefera niște întrebări foarte inteligente. Întrebările inteligente întotdeauna vin de la proști. Oamenii care le gândesc prea mult sunt lucruri care sunt gen deja știute și caută doar păreri. Cum te mulțumești cu ceea ce ai? Păi mulțumesc cu ceea ce am pentru că întotdeauna așa m-am mulțumit eu cu tot ceea ce am eu. Nu vreau să fur de la Dem Rădulescu. Întotdeauna privesc în jos. Privesc lipsurile și după aia plusurile mele. Privesc lipsurile altora și după aia plusurile mele. Și văd că sunt oarecum bine. Ce părere ai despre bărbații care abuzează femeile? Depinde. Abuzul este la modă acum din cauza vestimentației fetelor. Și nu cred că mai se numește abuz, se numește sunt urâtă. Ai înțeles? Ferare, de ce mă simt inutil? Păi nu știu, mă întreb pe mine și eu mă simt inutil. Nu ești singurul care ești în această poziție. Ești util. Probabil într-o zi când te-ai dus la piață ai dat bună ziua unui om sau unui moș sau unei femei, ținut-o 3 minute de vorbă și alea 3 minute au contat foarte mult, ți-ai îndeplinit scopul, n-a călcat o mașină sau n-a căzut o bucată. Ești util, oricine e util, orice moment e util, orice fază e utilă pentru oameni, numai că niciodată nu vei ști când ai contat, pentru că șeful nu spune niciodată când ai contat. De-aia nu spune când mori, că ai face ravagii. Că cazul lui Sfântul Ilie, n-ai văzut că nu-i spune niciodată când e ziua lui? De-aia dă cu biciul. Doamne, când e ziua mea? Mai e Ilie, când e ziua mea, Doamne? Mai e Ilie și mai vine iar peste. A fost Ilie cu 3 zile. Buf, buf, dă cu biciul, rupe nori, face Sfântul Ilie. Cum te ridic? Cine ești tu? Cum te descrii? Și ce ai dorit să schimbi? Mișto întrebare. Ușor. Cum te-ai ridicat, să zic așa, și ai mai face în viața ta ce ai făcut? Cum m-am ridicat pe vieți de oameni, nu la modul, n-am făcut niciodată oamenilor rău. Sau poate am făcut indirect sau direct, dar nu am despărțit familii, nu am omorât oameni. Nu am băgat intrige să despart oameni. Am făcut rău tot la niște scursuri care erau competitive cu mine. Am făcut rău ca să fiu fioros în fața lumii. După aia am văzut că nu mi se potrivește și mi-am luat rolul ăsta de măscărici. Mulți șmecheri în România care îi vedeți voi, ce au ei în cap, eu am în pantofi, eu clownul după internet. Mai zic niște paznici din ăștia așa că sunt clown. Ai înțeles, mușchiloși de ăștia de păzesc până 15 milioane oamenii. Bine, în fața mea nu au cum să zic așa ceva, că îi costă tot. Ai înțeles, ăștia de deschide uși și dă bună ziua la lume. Și în ziua de astăzi am construit în jurul meu niște lucruri de care nu sunt mândru, nu sunt interlop, nu sunt un om. Mi-ar face plăcere să fiu omul care sunt acum datorită vouă, comunității mele frumoase, oamenilor care au încredere în mine, oamenii care mă sprijină, oamenii care n-am cum să-i dezamăgesc pentru că mi-e rușine de ei, în calitate de susținător de familie și în calitate de tată a unui copil, vreau să spun că am învățat foarte multe lucruri noi și responsabilități. Am învățat în primul rând că și alții au copii și nu trebuie să le facem rău, ai înțeles? Și practic luând și dându-i la copilul meu și oferându-i o educație
luând de la altul și oferindu-l copilului meu și dându-i educație exact ca asta care o am eu acum, ar fi nocivă. De ce? Pentru că, practic, lanțul ăsta nu se va întrerupe niciodată. Hai, ați înțeles? Niciodată fericirea ta să nu fie nefericirea altuia. Și mor de ciudă așa, pentru că știu prin câte am trecut și eu cu clownul după internet, alo, bombardierii, șmecherii din România. Clownul ăsta a făcut mai multe fapte decât o să faceți voi toată viața voastră. Șmecher cu nume din România asta. A făcut. A plătit pentru ele. Foarte mulți ani în urmă. Sunt mulți care vorbesc despre fapte sau cum sunt țăranii, vorbesc despre bombardieri și ei de fapt sunt în situația aia, vorbesc despre șmecheri și ei sunt în situația aia. Alții vorbesc despre fapte că și ei de fapt sunt în situația aia care sunt fraierii. Nu. Șmecherii se simt. Când ești încălțat pentru toate anotimpurile, nu trebuie să știi. Nu trebuie să vorbești. Un șmecher îl simți imediat, un vagabond. Fiecare om construiește în jurul lui exact ce nu are. De ce ți-e frică în viața asta? Asta construiește în jurul tău. De ce mi-a fost mie frică, tata? Că vine unul și mă ia la Caterinca și nu știu ce să-i zic. Asta am construit. Șmecherii construiesc șmecherie? Nu. Fraierii construiesc șmecherie, că alea lipsesc. Eu sunt deja șmecher, eu trebuie să fiu băiat bun. Sunt capacitate. În fine, asta cu șmecherie este un derivat, ca să înțeleagă și publicul ăsta al meu mai neortodox. Eu cuvântul șmecher pentru mine a dispărut de mult. Eu sunt un om, iubesc oamenii, sunt un fan al oamenilor și ăla era bun și ăla era rău și ăla care mă înjură. Și în primul rând am puterea asta de a ierta oameni. Ferrari, crezi că Dumnezeu îți vorbește prin gânduri? Normal că îți vorbește prin gânduri. Conștiința. E greu să întreții un copil, să crești un copil, frate, nu este greu. Zice, cu ce îi crești, Doamne? Îi crezi pe toți cu o zeamă lungă, cum păsările cerului ne rămân nemâncate. Ai văzut, iarnă, vară, nici copiii tăi nu vor rămâne nemâncați. Fă un copil, de făcut e ușor să-l faci, dar să te ocupi de ele mai greu. Oricine poate să dea 5 minute din curs să facă un copil, dar în general copilul trebuie să crească și cu mamă și cu tată. Asta trebuie să înțeleagă. Nu datorită la doi oameni care nu se înțeleg, ești de aia copiii să fac de iubire, copiii să fac cu niște oameni. Sunt niște compromisuri care trebuie să le faci. Ai făcut fapte de unul singur? Nu, frate, am făcut fapte cu oameni care sunt pentru urechile publicului legende și după cum bine vedeți Jokerul după internet, ați văzut să cunoaște cu toții răufamații României. Unii dintre ei sunt prietenii mei de mulți ani, alții dintre ei și după mă lua unul și mă trăgea de urechi așa, băi bulangiule, dar tu vorbești așa de unde, e pizda mă, ești tu șmecher, ei știu bine, unii dintre ei, ai înțeles, ce mă duce pe mine capul să fac și în primul rând impulsul meu, ai înțeles, eu nu sunt catalogat șmecher, eu sunt catalogat nebun, nebun, cu mine nu, sau mai zicea, când mă ia nervii pe mine, i-auzi pe alții, mamă, când mă ia nervii pe tine, stai jos, că ești patru și nu fac, contează ce faci, ai înțeles? Câteodată am o răutate așa mare în mine că știu că te mănânc din priviri și vine un copil ăsta și vorbește cu mine când știe că am dormit pe străzi, am dormit pe blocuri, am dormit până pe plajă, mă trezea vaporul din somn, am alergat cu hoți, cu pești, cu paracotari, cu șpringari, cu barbugii, cu ștocari, cu spioni, să moară familia mea, eu, cu făptași, cu spărgători de bănci, futu-vă în gură, să vă fut de baibuțoi, de pizdoii, dracu, cu șmecheri. Cu transnistrieni, cu de unde dracu să știți voi căcaturile astea. Și mă văd așa, ajungi la un moment dat când zici pace. Trebuie să găsești pacea cu tine însuți. Vreau să mă înțeleg bine cu toți vecinii mei, vreau să mă înțeleg bine cu toți prietenii mei, vreau să mă înțeleg bine cu toată lumea. Cine se dă la mine, se dă la mine. Dați-vă la mine și ce să zic. Vedem noi cum scoatem cămaș. Roz, neagră, albă. Da. Ce rezolvi dacă te lauzi asta că cunoști lume și nume grele? Un șmecher adevărat nu se laudă singur.
Către el, dracu, tu în primul rând nu ești nici măcar, ascultă-mă, o noțiune a timpului șmecher. Să nu vorbești în pis la mătii niciodată așa. Eu, dacă fac contentul ăsta și mă expun, uite, chiar stăteam de vorbă cu un brand din România. Și zic, băi, nea, uite ce mă gândeam eu să fac prin următoarele mele vloguri. Erau 3-4 nume care voi nici decât la televizor îi vedeți sau aveți acces la ei. Nume grele din lumea interlopă. Grei! Nu le dau numele. Și zic, băi, Nenicule, dacă fac așa și dacă fac așa și dacă fac așa și dacă fac așa, zic să-i învăț pe copii așa. Eu în speranța ca să vă ajut pe voi să aveți o viziune asupra lucrurilor, să vedeți, am niște vloguri foarte interesante care o să vin acum, sunt un proiect, așa. Și ce mi s-a spus? Zice, ești prăduitor, de ce deștepți fraier? Păi zic, să-mi fac și eu bani. Păi da, mă, dar nu există așa. Ești prăduitor. Că ce să fac, ai înțeles, ca să te învăț închis, da, mătii, să te uiți aici, să vezi tu hell, dracu. Ai înțeles, tu nu vorbi de șmecherie, că nici tu, nici măta, nici toată rasa tare, asta niște vorbe. Cine vorbește despre să laudă singur, nu mă, nu, trebuie să existe niște fapte, eu nu mă laud singur, ai înțeles? Dar nu pot să spun că dacă aș vrea așa să-ți explic ție niște fapte în pizda, mă, ai înțeles? Când tu toată rasa ta și toată de unde ești, de la țară, dacă îl vezi, nici nu pot să vorbesc că mă enervezi și sufăr de chestii. Te dracu în pizda, mă, când ai făcut și tu vreodată să dai, să omori o... Ce dracu sunt? O muscă. Nu mai zic altceva. În pizda, mă, să faci tu vreo călcale de domiciliu, să faci... Tu ești o găină, ai înțeles, și auzi niște vorbe reproduse exact ca sclavii de ziua azi și curvele care sunt pe TikTok și generația asta. De... Curvele vorbesc despre curve, sclavii despre sclavi, bombardieri despre bombardieri, ai înțeles? Când vedeți un om capabil, vă închis, da, mamii voastre. Adrian Corduneanu Beleaua, ce spune despre el? El neam cu interlopi, șmecher, bombardier. Adrian Corduneanu Beleaua, The Night Mod Silviu, după cum bine știți, sunt cu metri la familia mea, ai înțeles? Atunci, dacă tot vrei să-ți transmit eu așa, a fost o neînțelegere verbală, niște așa, s-au rezolvat lucrurile, s-au pus la locul lor, sunt nevătămat, până atunci parcă muream sau nu știu ce, sau mi s-a spus că am făcut plăți de 50.000, te asigură fratele tău că n-a făcut plăți 50.000, de la mie 50.000 sau 5.000 sau 500 să pleacă cu de ăla, cu, știi ce zic? Vine popa și scântă 3 zile, asta ca să înțelegi pentru tine așa. Dar în schimb te întreb eu pe tine te cunoaște Adrian Corduneanu? Îți spun eu da. Cred că i-a dat o muie în leasing lui Măta și ai venit tu pe aici ca să-mi spui tu mie, ați înțeles? Astea sunt probele de fraier în ziua de astăzi, care vorbesc despre niște fapte care ce au auzit oamenii ăștia mai la televizor sau credeți-vă în pizda mamii voastre de treaba voastră că sunteți niște nu nimeni, nu fraieri, probe de fraieri. Da, în fine, să încheiem subiectul ăsta cu șmecherie, că mă lasă vomit, dar nici nu pot să las așa lucrurile când vă văd vomit, deci vomit, jur că vomit, când vă văd așa că niște neca nimeni vorbesc, deci bă, ia capul, ești nebun la cap, mă, de cine știe, cine nu vorbește, lasă-i dracu, frate, să vorbească. Păi da, mă, frate, că e greu să vorbești pe limba lui. Majoritatea dintre ei sunt niște maimuțoi, niște prăvăle baba și dacă mă duc după ei să moară familia mea dacă nu ia transpirațiile. Dar eu prost că nici nu... Băi, sunteți mici, mă, sunteți așa mici. HBD-ul, nu te enerva, iartă-i că nu știu. Te pup, frate, stai liniștit. Nu strica zenul cu toți fanii lui Abi. Nu e vorba, frate, de fanii ce. E vorba că și ăștia trebuie să-i educi cumva, ai înțeles? Nu neapărat. Eu sunt prost, dar mă enervez că știu până câte am trecut și știu câte am făcut și știu câte morții mei am făcut ca să ajung Joker pe internet. Că ăștia așa mă văd și că Joker. Bine, mă, sunt Joker, mi-am pus și poziția asta de Joker, dar măcar să înțelegeți în pula mea ceva, să înțelegeți conținutul real, dracu. Da.
cum a fost să crești pe stradă. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Frățiorul meu, cum să fie să crești pe stradă? Pe stradă, ca să poți să crești pe stradă, trebuie să... Nu poți să crești pe stradă așa cum crezi tu. Trebuie să fie probleme de acasă, că nimeni, niciun părinte cu capul pe umeri nu o să-și lasă copilul să crească pe stradă sau în voia sa. E oferă de toate. Trebuie să existe cu adevărat... Pizdos în beto, știi că vin din militari, spar bani pe lăutari, gaborii sunt poponar. Pizdos în beto, noi suntem tari, voi boschetari, vrăjeală duce cu petamă peste stradă și tresari. Pizdos în beto, știi că vin din militari. Te pupăm, Radu Bogato. Sunt mega curios, fii atent, am ieșit cu una de 26 de ani, eu având 19 ani. Ne-am sărutat, pula mea, după un date bun. Apoi, chit că a ieșit bine înainte, scrie doar când vrea ea. La atâta se rezumă lumea ta, mă, bolocane, la o pizdă. O să vină, mă invită în oraș și tot anulează să... Îmi dă gust după ce îmi vorbește dulce. Tu ce zici de moment care joacă așa? The thing I have to do. Măi, Ovidiule, mă, lumea este și problemele umane sunt mult mai mari decât o relație sau o interacțiune. E bine că te afli în chestia asta, poți să o și greșești, poți să o și faci cum trebuie, fă ce simți, ai trebuit să ai timp să simți multe de acum încolo. Tu le explici din experiența ta de viață, le dai sfaturi pregate și ei tot prost sunt. Păi da, practic mă obligă să mă duc la pușcărie să le spun aici online ce făceam eu înainte. Ai înțeles? Mă zici, zici da, frate, pentru că nu poți să vorbești pe limba lumii. De exemplu, zici la ăștia, ursul cu pula în gips, trebuie să desenezi un urs, trebuie să desenezi pula în gips, cum să rupe pula, cum pe morții lor în gură de handicapați mentale. Dar problema este că pe ăștia trebuie să iubești și de ăștia ai nevoie să-i reiezi. Băi, nu mai fă mă așa, am chis, da, mătică, uite așa, ăștia ai nevoie să iei înapoi. Dar te enervează prea rău pentru că am trecut prin căcaturi, fraților. Fraților, nu sunt degeaba aici, toată lumea zice în pula mea, mamă, câți bani e asta și stai mă în pula mea pe scaunul, vin un coan în locul ăsta și vorbește tu să vezi cum e. Ce să vorbești? Ce ai făcut tu în grădină sau ce ai tradus strâmb pe internet? Sau ce ai, ăla e fraier, așa ești clownul și ăsta e șmecher și ce morții mătii să spui, că n-ai ce să transmiți. Eu așa cum sunt am bucurat o generație, am pus un zâmbet acolo când poate eu aveam nevoie de el, vi l-am pus vouă pe cură, așa cum am știut eu, dacă voi asta vă place să râdeți, așa am făcut eu. Am pus un zâmbet acolo, am bucurat o generație cu caterinca asta mea, vorbele astea tâmpite, stâlcite, probabil nu au fost măcive, pe unul au fost așa, pula mea, ăsta sunt eu. Zine și nouă vrăjel cum a găsit femei. Urmăriți-mi-le noile mele vloguri și le veți vedea acolo. Toate. Nu sunt supărat, frate, nu sunt chiar supărat deloc. Te pup, am tăiat la somn. Te pupăm, Alexandru Cordeaț, urăm o seară frumoasă, numai bine, frățiorul, nu e problemă pentru mine. Ia, dar cumva te întrebam din experiența ta, ce faci cu o fată de asta care joacă cu tine să o duci în pat? Când vezi că îi place totuși de tine. Frățiorul meu, după câte îți explicam, problemele oamenilor sunt mult mai mari decât o relație și o gagică reală care tu ai o stare de bine, ai o situație aici ca să poți să trăiești starea asta. Ai înțeles? Sunt oameni care n-au ce mânca și oameni care sunt proști și au nevoie de ajutor, oameni care sunt cu probleme de sănătate. Asta ce faci tu, ai dreptul la greșeli. Fă ce simți tu, simplu. Seară frumoasă, la te pupă, mă. Vezi că lumea te ajută când ai ajutat și tu la rândul tău, de ce nu le zici? Aline, te pupă fratele tău, te iubește. Nu e vorba de... Eu nu stau aici să mă exprim la dobitoci ăștia mulți dintre ei, ce am făcut eu sau ce... Mă doare așa faptul că știu că am mers într-un drum plin de noroi. Totuși, un drum drept, că am ieșit la capăt cu el și mă bucur întotdeauna să fiu legal, să fiu în momentul de față, sunt cel mai legal om, cel mai fericit om, pun capul pe pernă și nu fac nicio infracțiune, nu comit nicio infracțiune, nu fac absolut nimic. Sunt YouTuber și mi-asum. Când am scris acum cum mi-am făcut cazierul la poliție, am scris așa cu Y mare, YouTuber. Am zis, e prima meserie care am în viața mea. Restul morții mamii mei și în pizda mamii voastre. N-am trăit mă până la 40 de ani dând muncă în Hristos și mamii voastre de proști ce sunteți. A, să înțelegi? Și totuși am dus-o bine. Bă, în coaiele plus safta de aici. Ah.
Ăștia n-au făcut mă, absolut nimic în viața lor, au vorbe reproduse de pe internet sau răspuns din vorbă în vorbă la jmec, să uită pe la mine și vorbește. Ăștia niște mai muțui, niște... Bă, frate, eu când am spus, eu sunt antrenor de jmecher, pentru mine cuvântul jmecher e prea mic. Eu am depășit. Pentru mine a fi jmecher ești incult. Temin. Băia deștept e altceva. Jmecher e o viață de căcar care plătești prin fapte să le arăți niște fraieri care nu au o faptă în viață, nu au o vrăjeală în viața lor, că ești cineva. Ai înțeles? Pentru sclăvoi de ăștia. Ai înțeles? Te enervează, într-adevăr. Ai înalbit, frate, sau nu mai văd. Am albit, frate, am albit. Șmecher. Șmecher ești când te duci la muncă, când ai familia ta, când îți crești copilul, când... ai înțeles? Și primordial pui zmarduiala și faptele astea de căcat, fapte de-astea de mafiot, le pui pe prin loc când ai mintea mică. Dar pentru mine șmecherie e câte fapte bune fac, câți oameni ajut, câți oameni mă iubesc cu adevărat, câți oameni râd la mine, că nu vreau să ocup loc de la... Uite, zice unul, cioroi borât cu două clase. Richard Predic. Bine mă că ești tu cult, ai înțeles? Nu pot isi lui Eddie. Da, ce ai zis? De ce nu le zici că ai împărțit pâine la toți egal? Mai ții minte? Eu țin minte absolut tot, Aline, dar astea nu sunt de zis. Ai înțeles? Și chiar dacă am să zic, nimeni de aici nu o să... Zici tu, Aline, care mă cunoști, ai înțeles? Dar nu... Tu înțelegi că liniștea e pentru mine și membrii mei și oamenii care îmi sunt aproape și oamenii care sunt abonați la mine și oameni care chiar au înțeles un pic mesajul care vreau eu să-l transmit. Ați înțeles? Unii l-au înțeles ca lumea, alții deloc. Sunt oameni care... Sunt încălțați pentru anumite anotimpuri și mă bucur de comunitatea mea. Restul, dați-vă în pula mea că nici nu vă mai las să mai scrieți pe chat de acum încolo, pe ăștia la alții. Ce contează mai mult, zmarduiala sau creierul? Păi băi, Radu, nu uita un singur lucru. Viclenia dobândește forța în viața asta. Și atât. Și viclenia o faci cu creierul, nu cu pumnul. Ai înțeles? Că degeaba e la mare, că vine unul viclean și îl face pardaf. O să vă fac vloguri și o să vă arăt niște lucruri în care voi sunteți niște pișoți, niște căcăcioși, ăștia mă refer la așa, și să învățați voi cam cum stă, nu șmecherii ăștia, youtuberii din ziua de azi care n-au trăit o faptă și zice ei că făcut ei pe pizda mamilor. N-a făcut nimic, strada trebuie să o trăiești, nu trebuie să o auzi, trebuie să o trăiești. Și singurul care a trăit strada e moșul vostru. Mă refer între youtuberi și au trăit mulți oameni strada, nu s-a inventat bătaia, futaie dragostea la mine. Mesaj, nu știu fraierii, noi știm cine suntem, ce face nepotul, pupă-l sănătate lui, te pup. Te pup, mareșale, futu-s mareșal, te omor. Nu mai schimb asta cu mareșalul, că-mi intră în cap. N-aveam bani pe vremurile alea, dar de nimicul tău ai dat tot. Te pup, Aline. Stai liniștit, frate. Aline. Uite, Cristi e același ca noi, Aline, exact situația aia, domn. Generația nouă au doar pretenții fără să le ofere ceva. Da. Cum de poți să treci de la o stare la alta? Sau ești un bun actor? Nu trec de la o stare la alta, frate. Câteodată mă enervez atât de tare pe oameni și câteodată mi-aduc aminte că tocmai ăsta e scopul. Să nu trebuie să mă enervez și încerc să mă accept pe mine însumi și am și eu stările mele, sunt și eu nebun, sunt și eu, am și eu problemele mele, am și, sunt și eu om, greșesc și eu ca voi. Și eu mănânc și eu respir aer și eu... Trăiesc și eu mă cac și eu mă piș și eu toate la fel ca voi. V-ați înțeles? Am stări, că e greu. Atâția ochi pe mine așa, voi poate credeți că dar sunt ochi. Fiecare stă în căsuța lui asta aici și se uită la mine așa. Ce zici ăsta? Dar ce zici? Te uiți în căsuța asta la mine aici, ești închis în căsuța asta, în cutia asta fermecată care scrie și ți arată. Ai înțeles? Aici râzi, aici glumești, aici te haladești, aici iubești, aici te îndrăgostești, aici te desparți, aici faci bani în căsuța asta. Aici te înveți să vorbești de la Ferrari, așa, ești în căsuța asta și ești cu ochii pe mine și ești un vampir de energie în pula mea, că mă consumi. Că eu aș vrea să vă dau la toți așa și așa. Nu neapărat să fiți mai deștept, doar să înțelegeți niște situații și atunci mă înțelegeți și voi pe mine cum și ați înțeles, dar bine, faptul că nu mă înțelegeți înseamnă pentru mine
faimă, urca sus și vă mulțumesc frumos. Te salut, Teodor Alexandru. Îți mulțumesc frumos, frate. Când fac content de genul, încep ăștia, Iacuza de la țară ăștia, mafioții ăștia de stâlp, să vorbească cu mine. Mădăline, te știu în 2007, când cântau Lăutare pentru tine, eram copil în Spania, hai să fii sănătos și nu băga în seamă. Andreea Hriscu, te pup. Ești egocentric, frate. Mai acceptă și criticile, nu numai aia care cântă strună. Dar nu era vorba aici, Adrian Best, despre... N-ai înțeles tu conținutul bine. Nu-i vor accept și criticile. În primul rând, sunt cel mai bun critic al meu. Mă pedepsesc pe mine în fiecare zi. Și pentru gânduri, eu mă pedepsesc pe mine. Am nevoie. Dacă îmi văd criticile, știi cum e? Nu pot să iau sfaturi de la un om care n-a avut nici role. Când eu în pula mea am tramvai. Înțelegi? N-ai cum să vii să-mi spui mie ce ai auzit tu. Da. Câți mai suntem, fraților? Mai suntem 5, 6, 7 inși aici? Câți mai suntem? La d-astea se tirează lumea. Le place numai... ...806-811. O carte când scos ferii. Fratele, chiar mă gândeam la o carte și aș spera să... Ăia care te iubim. Vă pup pe toți, fraților. Deci pe drumul cel bun ai ajuns într-un timp cel mai scurt, mai bun în asta. Părerea mea e că trebuie să provoci pe tine însă să organizezi cu adevărat ce e bun în tine. Păi am nevoie de oameni, frate. În primul rând mulțumesc comunității mele, mulțumesc membrilor mei, mulțumesc oamenilor care mai mi-au arătat că sunt oameni. Oameni, bunătate, oamenii buni încă n-au dispărut. Sunt acolo, dar fug de oamenii răi. În comunitatea asta am descoperit și oameni buni. Ați înțeles? Bunătatea nu s-a uitat. Nu s-a uitat încă de bunătate. Mai sunt oameni buni acolo, numai că fug de oamenii răi și de principiile lor și de lupii ăștia deghizați în ui. Ați înțeles? Eu, pe mine, practic, comunitatea asta m-a învățat să fiu om. În lumea mea să făcea... Te ducem, Andreo! A venit Andreea Penciu. Mânca v-aș gura asta, matli. Da. Ce ai scrie în carte dacă ai scoate una? Frate, s-o citiți. Am să o scriu. Și am să o public. Și am să o vând. Și am să fac un ban cinstit din ea. Vă pup. Juve, te pup, te pup. Te pup, Juve, te pup. Matli, bine venit în clan. Daniela Georgiana, baia, de-aia te pupăm. Ferrari, de când te urmăresc, am început să vorbesc mai mult cu el, cu Dumnezeu. Frate, mă bucur foarte mult și practic îți mulțumesc că mă faci să cred că nu trăiesc degeaba și că așa, la un moment dat și eu vreau, încă nu am ce mi-am dorit ca să pot să mă retrag. Dar și cum zice Dumnezeu, nu trebuie să vii pregătit la el, trebuie să vii cu brațele așa jos. Da? Mă lup și eu cu mine, știi ce zic? Nu ți-am donat niciodată, dar te urmărește, știu de mult, de înainte să fii cunoscut pe net. Meriți mai mult și poți face ceva cu adevărat. Mă bucur mult abordarea asta a ta. Te salut, George Vucea, îți mulțumesc frumos pentru că mă apreciezi. Ce ai face cu 1 milion de euro? N-aș face absolut nimic. Nu banii sunt o problemă. E vorba ce aș face cu mine și cu ce transmit oamenilor ca să pot să-mi câștig sufletul pentru mai încolo. Și fără să greșesc, și fără să le dau sfaturi aiurea, și fără să influențez pe cineva. Pentru că viețile nu se compară. Viețile se trăiesc și cam atât. Eu mi-am pus în gând să fac o luptare științifică. HBD-ule, ce ți-ai... După vă 2-3 sticle de vin ți-ai pus în gând asta. Uite că abia cu desculatura asta ta, respectul meu, te salut. Să vină ploaia de căpățâm pentru sărâși, da? Să nu te lași în frânt de părerea asta, dacă nu mă las, frate, în frânt, pentru că sunt puternic și știu că nu latră, adică dacă sunt apreciat de cine trebuie și de... Mă refer strict în lumea aia care nu mai fac eu parte din ea, știu bine definit cine sunt. Păi ăștia găinile astea care latră la copacul care nu trebuie.
cad prunele și nucile uscate, păi n-au cum cum. Ce înseamnă pentru tine dezvoltare personală, părerea ta personală? Dezvoltare personală, în primul rând, depinde la ce mod, frate. Dezvoltare personală, din punctul meu de vedere, este a crea un loc mai bun pentru toată lumea pe pământul ăsta și a te cultiva, a sta prin biblioteci, a învăța carte, a învăța ceva ce ajută omenirea, să fii benefic pentru omenire. Ai înțeles? Nu să te duci după fustă roz sau o pizdă atâta mică cât bricheta și niște țâțe atâta și un bot atâta că tu ești șoarice de școală și ăla e șmecher și ăla o fute pe aia și tu nu. Ai înțeles? Să te vinzi pentru o bucată. Femeile astea au distrus omenirea de când lumea și pământul. Doar prin pur și simplu plăcere. Au corcit rasele, deștepții cu proștii. Deci proștii s-au corcit cu deștepții pentru bani. Ai înțeles? Prin frumusețea lor proastere s-au corcit cu deștepții pentru bani. Și așa s-a fătut rasa asta și nu mai ai înțeles nimic de nimeni. Totul pentru plăcere. Ați înțeles? Băi, vă pupă fratele vostru. Vă iubește, vă urează o seară frumoasă, vă mulțumesc la toată comunitatea mea frumoasă, vă mulțumesc la toți oamenii care plătesc abonamentele și sunt alături de canalul meu și mă ajută în fiecare zi să cresc și să mă dezvolt psihic, fizic, moral. Vă mulțumesc frumos că însemn ceva pentru voi în ochii voștri. Vă pupă fratele vostru. Și Aldea, de ce râs, frate? Ești drogat sau ce? Ai îmbătrânit? Da. Bună, cum e? Așa, da. O să mai răspund întrebărilor. Eu vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos pentru fiecare 10 lei ăștia care dați la canalul meu. Vă pupă fratele vostru. Vă iubește. Vă... Marius Sandu, Dormund. Dormund, da, frate, la Dormund. Am stat și pe acolo. Vă pupă fratele vostru, vă iubește, vă respectă, vă urește numai, vă urează numai sănătate la părinți, la copii, la familie. Să iubesc și pe dușmani și pe copiii lor și pe familia lor. Practic vreau să iubesc pe toată lumea, să mă învăț să mă iubesc și pe mine. Mai întâi trebuie să ne învățăm să ne iubim pe noi și cam asta este tot ce pot să vă transmit. Am ce să vă transmit. Da, și voi un like, un share. Ca să rămân aici, melodia noastră, de sfârșit. Noul Finish Quantum Ultimate. Noul Finish Quantum Ultimate. Strălucire și curățare uimitoare. M-ați consumat de energie rău de tot, de-aia este. Doar gurtul, mă doare spatele, mă doare capul, mă doare... Vai! Are omul când se culcă 7 gânduri pe secundă. Și chiar dacă țipește la 3 noaptea se trezește. La 3 noaptea se trezește. Din toate gândurile ai un om nu-i dă liniște. Pierde zile, pierde gânduri să facă bani. Din toate gândurile un om nu-i dă liniște. Pierde zile, pierde ani cu gândul să facă bani. Omule, la ceasul foc, timpul nu rămâne în loc.
Cu averea ce-ți rămâne, nu ai cum să-ți cumperi zile. Nu ai cum să-ți cumperi zile. Și te-aș resema de o scară dintr-un cheștoc de țigară. Plângi că ai îmbătrânit și că ai rămas fără timp. Și te-aș resema de o scară, fum cu fum dintr-o țigară. Plângi că ai îmbătrânit și că ai rămas fără timp. Omule! Vă pupă fratele vostru, vă urează o seară frumoasă. Salutare lui Cristi 1, fratele meu, lui frățiorul Alin, lui Dariusică, lui Dobrican, lui Viorel, lui Jerico, lui Claudia, Vlacu Ștefan, The Z, te pupăm The Z, vă pupăm Gabi Ghiburici, vă pup, vă salut, numai bine Zidaru Cătălin, vă pup fraților, aveți grijă de voi și numai bine, ne vedem în următorul live.